Wow, e atât de distractiv! Vreau să o fac din nou! Chiar acum! Wow, ia uite! E ca o magie! Ce faci? Vreau să încerc și eu! Nu! Dar... bine! Termină! Hei, ai grijă la păr! Ia de aici! Doar atâta poți! Încitează! Stai! Unde suntem? Aici e timpul pentru o provocare artistică. Oh, ce flori frumoase! Mama natură ne răsfață. Uite, un fluture frumos! Ce? Unde se duce? E atât de grațios! Ce ar trebui să facem? Ups, ce prostuță sunt! Stați puțin! Vreau să desenați fluturele! Ah, ok, pot să fac asta? Să mă gândesc. N-ar trebui să fie greu. Bine, să facem. Am nevoie de materialele mele de pictură. Tot ce-mi trebuie e aici. Voi folosi pensula asta. Voi picta cel mai frumos flutură din lume. Stai să vezi, o să te uimească. Îi voi picta o jumătate. Oh, bună! Wow, e uimitor! Oh, nu! Pictura mea! Am stricat-o! E numai vina fluturelui. Stai așa, cred că pot să o repar. Voi pune vopsea pe o bucată de sticlă. Apoi voi folosi un burete pentru a o întinde. Vreau un strat uniform. Vreau să acopăr complet sticla. Apoi am nevoie de un bețișor de urechi. Îl voi folosi pentru a desena un fluture. Arată grozav! Acum voi pune hârtie deasupra. O voi apăsa ușor. Apoi o pot ridica încet. Wow! E super! A ieșit mai bine decât îmi imaginam. Sunt un geniu! N-am mai văzut un astfel de fluture. Wow! Wow! Tu ai făcut asta? Trebuie să dau tot ce am mai bun. Trebuie să fie ceva aici care să mă ajute. Sunt doar niște vechituri. Ce dezamăgitor! Stai o secundă! Știu! Voi împături pagina cărții. Apoi voi începe să o tai. Nu mă voi grăbi. Vreau să fac o formă de aripă. Exact așa. Când o deschid, e un fluture. Dar nu am terminat. Voi desena conturul cu un marker negru. Apoi pot începe să-l decorez. Voi desena un model pe aceste aripi. Am făcut schița. Acum e timpul să adăugăm puțină culoare. Rozul e culoarea perfectă. Pot să las asta deoparte. Acum voi răsuci capătul unui ac de siguranță. Uf, e ca un antrenament. Vreau doar să le îndoi puțin. E exact ce-mi doresc. O să bag un elastic de cauciuc și îl strâng bine. Arată ok. Acum am nevoie de o agrafă. Va trebui să o îndrept. Cât de bine pot eu. Acum voi pune elasticul. Voi îndoi agrafa la mijloc. Perfect! Și o voi băga prin partea de sus a acului de siguranță. Voi desface capetele agrafei. Ele vor fi antenele. Apoi voi adăuga aripile mele de fluture. Dar asta nu e cea mai bună parte. Îl voi răsuci puțin. Va zbura când îi voi da drumul. Wow, ce tare! Am făcut cea mai tare chestie! Ce? Cum ai făcut asta? E uimitor, nu-i așa? Wow, a zburat înapoi la mine! Cred că mă place cu adevărat! Annie câștigă! Serios? Wow! Nu e corect! Ce face? Na, suculent! E atât de bun! Nu există ceva mai bun! Oh, încă sunteți aici? Următoarea voastră provocare! Oh, te rog, va fi ușor! Trebuie doar să mă hotărăsc ce să folosesc. E o decizie dificilă? Nu știu. Am impresia că mă tachinează. Mi-e așa de foame. Aș mânca ceva gustos. Stai, am o idee. Încă mai am ceva rămas de la prânz. O portocală gustoasă. Delicioasă. Abia aștept. Îmi plouă în gură. O mănânc pe toată. Oh, da, ce bunătate! Annie, nu se mănâncă la oră! Dar tu, ananasul... Ups, scuze, o să le arunc la gunoi. Stai puțin, mi-a venit o idee. Pot folosi coaja de portocală. Am nevoie de capacul de la o sticlă. Îl voi apăsa pe coajă. Vreau să fac cercuri mici. E ca o formă de prăjitură. Urmează un nou pas. Am nevoie de un cerc de carton. Voi desena un oval pe el. Apoi voi rupe niște carton verde. Cap de stres, așa? Trebuie să fac niște fâșii mici. Cred că ajung. Acum pot să le lipesc pe carton. Le voi aranja în partea de sus a ovalului. Voi lua cercurile din coajă de portocală și le voi plasa în interiorul ovalului. O să le așez în straturi așa. Vreau să le alternez. O să dea un efect deosebit. Cred că e gata. Un ananas care pare apetisant. Ce? Ai terminat deja? Îmi place cum a ieșit. Ia uite! Așa deci, a? Nu o pot lăsa să câștige. Stai o clipă, am o idee grozavă. Voi lipi banda pe o pânză neagră. Voi lăsa partea de sus goală. Acum am nevoie de vopsea aurie. Am gusturi scumpe. Voi picta spațiile dintre benzi. Dar nu pe toate. Voi picta în formă ovală. Apoi voi îndepărta cu grijă banda. Nu vreau să stric nimic. Wow, arată grozav! Acum voi trece la vopsea verde. Vreau să pictez frunze. Acesta va fi vârful ananasului meu. Ia uite, poți aplauda acum. E o capodoperă! Oh, bună treabă, Betty! Spune-mi ceva ce nu știu. Se pare că sunt talentată. Profesoara decide. Interesant! Cine câștigă? Amândouă! Am câștigat! Woohoo! Am câștigat! Cine-i cea mai frumoasă pasăre? Tu ești? Știu! Hai să te scoatem de acolo! Fii liberă, păsărico! E super, nu-i așa? Wow! N-am știut că e un curs de faună sălbatică! Mă simt inspirată! Sper să-i fac dreptate! Ce? Serios? Toată lumea critică? E atât de amuzant! Stai! Îți bați joc de mine? Pasărea e stupidă! Pasărea nu e pasionată de modă! Ia-te pe mine! Hei! E timpul pentru o provocare artistică! Unde e? Ar trebui să plecăm? Cred că da! Stai! Alo? Ce? Unde mă aflu? Îmi recuperam somnul de frumusețe. Nu că aș avea nevoie. Așteptăm. Ce? Oh, provocarea! Uitați! Pare dificilă treaba. Ce o să fac? Aha, știu! Hei, ce faci? Trebuie să investighez. Mă întorc imediat. Pa, pa! Acesta pare a fi un bun punct de plecare. Nu, nimic până acum. Stai, asta e ceea ce caut. E o pânză de păianjen mare. Și e perfectă. Ar fi bine să mă apuc de treabă. Nu pot sta toată ziua. Voi avea nevoie de lipici. Îl voi pulveriza pe pânză. Dar mai am nevoie de ceva. Voi pulveriza lipiciul pe un carton negru. Trebuie să fie foarte lipicios. Cred că ajunge. Sper să funcționeze. Voi pune cartonul pe pânză. Apoi voi pune o ramă deasupra. Acum voi trage tabloul. Wow, e uimitor! Profesoara o să fie încântată. De ce e așa de greu? M-am întors! Ce părere ai? E o pânză adevărată. M-am asigurat că nu sunt păianjeni. Cum a făcut asta? Oh, până aici! Trebuie să dau un telefon. Alo, e o urgență. Doamnă, asta e pentru tine. Șeful a făcut-o special pentru tine. E o glumă. Trebuie să explic totul. Mănânc-o. Știam asta. De ce nu-i spus așa? Voi începe cu banana. E delicioasă, atât de proaspătă. A fost bună. Am nevoie de o nouă slujbă. Pot folosi farfuria asta. O să încep să o scrijelesc cu mânerul furculiței. Voi face o formă pe farfurie. Gata. Acum am nevoie de vopsea neagră. O voi aplica pe farfurie. Îmi dezvăluie creația. Arată exact ca o pânză de păianjen. Ta-da! Știu, e minunată! O să aflăm a cui e creația cea mai bună! E greu, dar Annie câștigă! Wow, dansez de bucurie! Sunt în zonă! Iată următoarea probă! Faceți o înghețată delicioasă! Ce mai așteptați? Cartea asta e atât de interesantă! M-ați auzit? Începeți! Hai să terminăm cu asta. Am lucruri mai importante de făcut. Hei, nu te supăra! Ups, scuze! Aruncă-le la gunoi! Ce? Nici gând! Nu sunt majordomul tău! Stai, mi-a venit o idee! Voi tăia o bucată de carton în formă de înghețată. Dar mai trebuie să adaug detalii. Voi începe cu cornetul. Ar trebui să fie destul de ușor. Apoi voi lipi dischetele de machiante pe el. O să le pun în straturi. Dar arata vanilie, le voi colora. Voi turna vopsea diluată pe dischete. Voi folosi culori diferite. Și trebuie să avem și bombonele. Eu le-am făcut din bucăți de hârtie. Și gata! Pare numai bună de mâncat. Gustoasă! Arată bine, nu-i așa? Ok, e impresionantă, dar o pot împinge. Aș mânca un ghețat acum. Să înceapă spectacolul. Majordom! Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Hei, vino aici! M-ai strigat, doamnă? Nu te-ai grăbit. Nu uita că ești înlocuibil. Bineînțeles, doamnă. Ce avem aici? O gofră? Pot să o folosesc. Trebuie doar să fac câteva modificări. Voi face câteva tăieturi în partea de jos. Vreau să creez un vârf. Apoi voi face o tăietură în mijloc. Un mic triunghi din gofră. O voi pune într-o tavă și voi adăuga banane. Asta va fi înghețata mea. Voi așeza feliile, apoi voi adăuga căpșune. Și bombonele, normal. Sunt atât de colorate. Dar nu am terminat. Am niște căpșune zemoase și afine delicioase. Și, în sfârșit, sirop de căpșune. Profesoara o să fie încântată. Stai să simtă mirosul ăsta. Nu va putea rezista. Acuș! Oh, ceva miroase bine. Foarte bine. Oh, provocarea. Există o singură câștigătoare. Betty! Nie. Încă îmi place înghețata mea. Ce set de pictură uimitor! Sunt atât de invidioasă! Cum aș putea să o folosesc pe asta? Poate am cum să-mi repar pensula. Am nevoie doar de niște păr. Sper să nu observe Sara. Cred că ajunge. O să prind părul de pensulă. Acum pot să pictez. Chestia aia îmi pare cunoscută. Adică foarte cunoscută. E cumva părul meu? Părul meu! Ce-ai făcut? Dă chestia aia! O să iau și mai mult păr. Terminați imediat! Există o singură soluție pentru asta. Pedeapsă? Ok, nu mă așteptam la asta. Unde suntem? Bună! E timpul pentru o provocare artistică. Roata o să decidă ce să desenați. 1, 2, 3, go! O floare? Ok, ar trebui să fie ușor. Chiar trebuie să facem asta? Nu știu ce să fac. Stai așa. Cred că mi-a venit o idee. Sunt genială! O să-mi pun bijuteriile pe foaie. Acum pot să desenez pe deasupra lor. Nu am nevoie de multă vopsea și o să folosesc culori diferite. Ok, cred că ajunge. O să folosesc vârful pensulei ca să trag lanțurile pe foaie. O să împrăștie și vopseaua. O să amestece toate culorile. E versiunea mea de floare. Reușită, nu-i așa? Wow, sunt impresionată! Acum pot să mă machiez. Acum e șansa mea. Trebuie să arăt bine. Am o reputație. Da, grozav! Asta e fix ce-mi trebuia. Acum pot să-mi creez floarea. O să tapotez vopseaua cu pensula asta de machiaj. Apoi o să fac la fel cu niște vopsea verde. Arată grozav! O să adaug niște detalii. Și gata! Ce pictură frumoasă! Trebuie să scap de asta. Ce faci? Nimic! Bun, nu-mi distrage atenția de la machiajul meu. Arăt fabulos! A expirat timpul! Ce zici? E impresionantă, nu-i așa? A mea e mai subtilă. Excelentă treabă! Foarte interesant, Sara! Știam eu că o să-ți placă. Nu se poate! Ce-i așa de amuzant? Ai vopsea pe față. Tenul meu frumos! Nu! E o capodoperă, Sara! Arată lumii! Picturile voastre sunt excelente! Bravo! Următoarea voastră provocare e să desenați un unicorn. Unicornii? Unicornul seamănă cu un canu. Nu mă pricep deloc la desenat animale. Psst! Ce-aia? Ia uite! Ce de bani! Sunt ai tăi, dacă îmi desenez unicornul. Sara, sunt dezamăgită! Nu, desenează-l singură! Ghinionul tău! O să o dau în bară la proba asta. Câtă dramă! Știu un truc bun pentru asta. O să-mi pun mâna pe foaie și o să-i trasez conturul. Acum o să-l umplu. E o metodă simplă de a desena un unicorn. O să-l colorez acum. Rozul e culoarea perfectă pentru un unicorn. Oh, e atât de drăguț! O să colorez și mai mult cornul. Ce rapid! E gata! Uită-te la el! De ce ești așa fericită? Mi-a venit o idee! Pot să copiez desenul lui Molly! Dar eu o să fac un unicorn bogat! Așa o să fie cornul perfect! Arta de calitate costă bani! Ce zici? Serios? E identic cu al meu! Nu, al meu costă mai mult! Iuhu, profa! Oh, iată, uită, superb! Felicitări amândurora! Sunt artistă! Bine, te las să câștigi de data asta! Ups! La 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 la! Uhuhu! Ups! Scuze, elevelor! Ce avem de data asta? O stea! Începeți! Ce sunt astea? Instrumente de pictură? Mă rog, poate să le ia Molly! Oh, ia uite! Wow! Cred că e ziua mea norocoasă! O să pun un șablon pe pagină. Și am înmuiat pensula în diferite culori. O să pictez peste șablon. Obțin un efect grozav. Acum o să scot cu grijă șablonul. Wow! Zici că e un curcubeu! Îmi place la nebunie! Doar atât poți? Trebuie să dau un telefon. Alo? Da, am nevoie de niște ajutor. Ce se întâmplă aici? Să desenez o stea? Simplu. E o nimica toată pentru un profesionist ca mine. Priviți și învățați. Ar fi fost frumos să fie ceva mai provocator, dar ce să fac? Și-am terminat! Puteți să mă aplaudați acum? Știu, sunt talentat. Ai terminat? Oh! Vai de mine, ești o capodoperă! Ești muza mea! Mai! Aș putea să te pictez zilnic! Să plec? N-am mai văzut o asemenea frumusețe! E pentru tine! Ești atât de romantic! Mă simt atât de inspirat când sunt lângă tine! Să mergem! Hei! Întoarce-te! Pictura mea! Oh! E o inimă de data asta! O să aveți nevoie de mai multe materiale! Apucați-vă, fetelor! Uite ce de carioci! Wow! Asta-i tot ce am. Serios? Multă baftă! Ah, mi-a venit o idee! O să arate uimitor! O să desenez o inimă uriașă! Până acum e bine! Acum o să desenez o inimă mai mică în interior! E perfectă! Groaznic! Hai, uite-te la desenul meu! E frumos! Cred că ar trebui să desenez ceva. Stai puțin! Am o idee! O să folosesc carioca și creionul în același timp. Și acum partea distractivă. O să desenez linii prin centrul inimii. Suficiente! Acum o să hașurez nițel. O să hașurez mai intens în unele zone ca să creez niște umbre. Totul merge conform planului. Acum o să decupez pe lângă partea de sus a inimii. Doamna, doamna, am terminat! Scuze! Ok, să vă văd desenele. Ah, foarte isteață treaba, Molly! Îmi place! Sara, unde e inima ta? E acolo! Ah, e un fel de artă stradală! Diferite abordări, dar ambele sunt excelente! Le ador! Ah, mulțumim! Pe mine mă așteptați? Hai să învârtim roata! E tare distractiv! Ok, un curcubeu! Am nevoie de multe culori! Ar trebui să fie simplu! Trebuie doar să desenez o curbă! Ok, e mai greu decât mă așteptam! Oh, n-a ieșit bine! De fapt, poate merge să folosesc asta! Cred că știu ce să fac! O să iau o bucată de hârtie și o să o împăturesc așa. Acum o să desenez o fețișoară simpatică. Și acum ochii! Până acum îmi place cum iese! Mă simt tare creativă! Hei, ai grijă! Ups! Probabil că o să îmbunătățească desenul! Ok, acum și un strop de culoare. Nu vreau să colorez ochii deocamdată. Rozul ăsta e atât de intens. Ar trebui să-mi iau o oșă în nuanța asta. Zgarda poate fi galbenă. Și ochii pot fi verzi. Ce pisicuță veselă! Are chiar și un zâmbet curcubeu. O să-i arăt lui Molly. Bau! E așa amuzantă! Trebuie să curăț vopseaua vărsată de Sara. Iese și mai urâtă treaba. Stai! Pot să folosesc chestia asta? Ce idee grozavă! Am pictat pânza asta cu albastru. Pot să folosesc buretele ca să fac un norișor alb. Acum o să las să se scurgă niște vopsea portocalie. O să fac la fel și cu alte culori. Gata! Am terminat! Hai! Ai grijă la față! Propa! Ia uitați! Oh, ia să văd, Molly! E un tablou unic și colorat! E frumos! Bau! Wow, ce chestie jucăușă, Sara! Sunt mândră de amândouă! Meritați o recompensă! Ne-am descurcat de minune, Sara! Trebuie să mă pregătesc de oră! Wow, ce tare! Ce coafură să aleg? Nu, nu verde! Cred că știu! O să aleg varianta a treia! Oh, ce salea! Dă-i drumul! Sunt ale mele! Vreau să le văd! Aoleu! Ce s-a întâmplat? În sfârșit, ați ajuns! Bun venit la o provocare artistică! Hai să începem! În prima rând avem... să bată tobele! Un curcubeu! Wow! Îmi plac curcubeele! Hai mai repede! Am nevoie de ceva din poșetă! Oh, o să-mi verific și eu geanta. Ce am pe aici? Așa arată geanta ta? Aha, îi pot folosi pentru a desena ceva. Hei, am uitat cam asta. Încă miroase bine. Serios? Îmi vine să vomit. Glumesc. Am nevoie de un marker. Unul cu diamante, evident. De unde a apărut ăsta? Mi-a venit o idee. Hei, Kendall, ia de aici. Ce crețos! Ok, prima dată o să pliez hârtia. Apoi o să pun deasupra suportul de creioane. Și o să trasez un cer cu el. Apoi o să desenez o față. O să încep cu ochii. O să fac zâmbetul de ambele părți ale hârtiei. Ce zâmbet frumos! Acum o să desfac hârtia. O să folosesc banii pe post de riglă. O să prelungesc fața. Apoi o să colorez totul. Vreau să fie cât se poate de colorat. Și o să-i desenez un curcubeu în gură. Acum pot să pliez hârtia la loc. Arată super! Uitați! Arată bine, nu-i așa? Wow! M-ai lăsat cu gura căscată! Britney nici măcar n-a început! Trebuie să găsesc ceva util pe aici. Hei, am găsit niște cretă veche. E fix ce-mi trebuie. Am nevoie doar de un ciocan. O să fac rapid un șablon în formă de fluture. O să-l pun peste o foaie de carton negru. Apoi o să așez creta deasupra. Și apoi o să o sfărâm. Da! Ce bine e! M-a ajutat să scap de tensiune. Acum o să dau șablonul la o parte. Și am obținut un fluture frumos foc. Excelent, fetelor! Nu-i așa? E o decizie dificilă, dar Britney câștigă. Serios? Wow, mersi! Nu e corect. Hei, nu fi supărată. Mie mi-a plăcut desenul tău. Hei, se simte romantismul în aer! Asta e următoarea voastră provocare! O inimioară! Și ca să vă inspir, am un invitat special! Fiți atente! Salutare, domnișoarelor! Cu privirea asta, fac ravagii! Ce bine că am adus generatorul ăsta de vânt! Wow! Ce drăguț e! Hei, eu l-am văzut prima! Nu cred! Vreau să câștig runda asta! Trebuie să fac ceva special! Dă-mi inimioarele! Mai vreau! Mă mișc cât de repede pot! Nu mă descurc sub presiune! Poftim! Fix de asta avem nevoie! Brian e de vis! Am fi super fericiți împreună! Ok, o să încep cu un mesaj romantic. Cred că transmite fix ce simt. Acum să conturez scrisul cu un pix auriu. O să fac și niște steluțe. Am scris mesaje și pe celelalte inimioare. Cred că să o aleg pe asta. O să îndoi marginile și o să le pliez îndoindu-le așa. Acum o să pliez și vârful. Am obținut un plic miniatural. O să-l lipesc un sticker, o să-l bag lângă celelalte. E o colecție de scrisorele de dragoste și formează un breloc simpatic foc. Wow, ce idee genială! S-ar putea să fie mai greu decât credeam. Nu-mi vine nicio idee. Ok, ia să vedem. O să desenez o inimioară. Dar nu e o inimioară clasică. E diferită, dar arată bine. Salutare! Îmi place ținuta asta stradală și desenul ăsta se magnific! Un trandafir pentru un trandafir de fată! Wow, ești un gentleman! Și ce e ăsta? E pentru mine? Frumoasă și talentată! Ce combinație! Am ceva pentru tine! Vai, ce-mi bate inima! Da, așa reacționează toate fetele! Pentru mine n-ai nimic? Liniște! E momentul meu! Bate palma! Glumesc! Următoarea provocare e o pensulă! Unde-i Britney? Habar n-am! Nu contează! Hai să începem fără ea! Dă-i drumul! O să fie ușor! Alo? Vreau să dau o comandă! Ce rapid s-au mișcat! Îmi place să fac shopping! E hobby-ul meu preferat! Ok, o să scot din cutie! Cum am căput aici? Ce grea e! Dar e perfectă! Nu mai am nevoie de cutia asta. Scuze de întârziere. Vai, e cumva hârtie igienică? La ce te referi? Ah, corect, ups. Ce jenant. Deci ce-am ratat? Stai, trebuie să mai fac ceva. Oprește-te, te rog. Oh, da, ce bine e. Ah, aș putea folosi ăsta. N-am nevoie de pensulă, o să-l rup în două. Apoi o să-l acopăr cu hârtie igienică. Vreau să fie rulat strâns. Apoi o să-l rulez într-o fâșie de plastic verde. Fix așa. Apoi am nevoie de un sticker, ca să fixez totul bine. Arată bine, o să-l bag în tubul ăsta transparent. Cred că-i gata. O să înmoi primul bețișor în vopsea roz. Roz ca plasticul din jurul lui. Apoi o să colorez hârtia. După ce termin cu rozul, o să schimb bețișoarele între ele. Am nevoie de albastru. Aștept ca bețișorul să absorbă culoarea. Și acum pot picta în continuare. Ce n-ai? Așa deci? N-ai văzut nimic încă? Am planuri mari. O să creez o capodoperă. Am terminat! Serios? De ce ai făcut asta? N-ai nicio șansă! Serios? Mi-a alunecat pensula? Scuze, am nevoie de potasiu. Asta e următoarea provocare. Mi s-a făcut foame de la atâta treabă. Vreau ceva de mâncare. Oh, așa mai vii de acasă? Ce delicios arată toate! Ce să gust prima dată? Wow, chiar că arată bine! Vreau și eu! Ia mâna aia murdară! Nu pune mâna pe mâncarea mea! Hai, doar nu poți mânca pe toată. Bine, îți dau un ou. Prinde! Aoleu! Încetișor! Să nu-l scap! Fiu, era cât pe ce! Mersi mult! O să sparg oul într-un bol. Vreau să separ gălbenușul. O să-l pun în alt bol. O să-l sparg cu degetele. Ce lipicios e! Apoi o să torn deasupra puțin ulei. Încă puțin. Acum îl pot amesteca. Apoi o să trag amestecul într-o seringă. Așa e mai ușor de lucrat cu el și nu fac multă mizerie. O să adaug oul peste pigmenți pudră. N-am nevoie de foarte mult, doar de câteva picături. O să folosesc o pensulă ca să amestec pigmentul și oul. Arată bine! Acum o să zdrobesc ușor coaja de ou. Vreau să o rup în bucățele. O să iau bucata asta de coajă și o să o vopsesc albastră. Îmi place mult culoarea asta. Am desenat o vază și o să lipesc cojile deasupra. Apoi o să adaug flori. Nu mai pot nimic. Stai! Cred că am mâncat prea mult. Aoleu! Ups, scuze! Ce a intrat trebuie să iasă. Nu vreau să irosesc mâncarea. Poate pot crea ceva cu ăsta. Am pictat cu albastru o foaie de carton. Și o să folosesc buchețelul de brocoli pe post de pensulă. O să adaug vopsea pe foaie. O să folosesc mai multe culori. Am obținut un aspect genial de frunze. Îi Uitați! Oh, ce drăguț! Îmi place mult! Foarte creativ! Ce decizie să iau? E greu, dar Kendall câștigă! Super! Sunt cea mai tare! Ok, lasă-o mai moale, Picasso! Iuhu! Uite cum se învârte! Asta e următoarea voastră provocare! Interesant, nu? Serios? Habar n-am ce ar trebui să facem cu asta! Ah, am o ață ieșită din cămașă! Încă una! Asta mai lipsea! Poate sunt utile, totuși! Oh, machiaj! Poate Kendall n-o să observe! Ăsta-i momentul! Comportă-te normal! Nu e nimic interesant! Crima perfectă! O să acopăr ața cu ruj! Apoi o să pun pe caiet! O să o îndulez! Apoi o să închid caietul și o să trag de ață! Am creat o pictură abstractă! Arată super! Wow! E chiar impresionant! Stai, Britney? Da? Cum a ajuns asta aici? Păstrează-l! Eu o să folosesc pensul asta! O să învopsesc foaia cu negru, dar o să mă opresc la jumătate. Apoi o să adaug lipici în linie dreaptă. O să întind lipiciul peste pânza goală și partea neagră. Fix așa! Înainte să se întărească, o să presars lipici deasupra. Trebuie să mă mișc rapid! Fiu, ce greu e! Aur? O să iasă super în tabloul meu! Și mătreața mea e bogată! Dar ar trebui să-mi cumpăr un șampon mai bun. O să pun peste pânză un șablon în formă de inimioară și o să folosesc o vopsea la spray. O să acopăr șablonul cu vopsea. Ce culoare intensă! O să ridic cu grijă șablonul. Wow! L-aș atârna pe perete! Arată bine, nu-i așa? Oh, da! Stai să vezi tabloul meu! Vai! Ochii mei! Nu mai văd nimic! Lasă-l jos! Mult mai bine! Wow! E minunat! E chiar special! Data viitoare avertizează-mă din timp! Wow! Ce de lucruri! Provocarea a ajuns la final! E timpul să anunț câștigătoarea! Eu! Vreau să fiu aleasă! Ce emoții am! Cine va fi? E Kendall! Nu cred! A făcut tot posibilul! Felicitări! Stai! Ar trebui să împărțim premiile! Vorbești serios? Iuhu! Nu prea-mi plac îmbrățișările! Ce frumos! Arta e adevărata câștigătoare! Vrea să participe cineva la concursul ăsta? Oricine e binevenit! În afară de tine! Pleacă de aici! Scârboasă! Opa! Așa da! Acum e mașina aia! Nu vă faceți griji, doamnă, vă ajut eu! Poftiți! Aveți grijă cum călcați! Drumul ăsta a durat o veșnicie! Aș fi onorată dacă ați la un pliant! Pleacă! Ce e chestia asta? O invitație la un concurs de desen? Nu! Oricum, de ce trebuie să existe vântul? Nu e nimic aici. Oh, ce e asta? Un concurs de desen? Ah, mersi! Dă-ne-la! Uite ce-ai făcut! Se pare că merg amândouă! Ok, suntem gata să desenăm ceva? Hai să ne încălzim cu un curcubeu! Un curcubeu, a? Asta da încălzire? Știu! Punga mea cu chestii poate să-mi fie în sfârșit utilă! Să vedem! Bună, micuțule! Nu! Ce băiat cu minte! Pe astea le căutam! Ești gata să vezi un pic de magie? Privește cum aceste culori se transformă într-un curcubeu! Trebuie să fac câteva ture! Așa! Gata! Aproape! Super! Acum să punem chestia asta la treabă! Nu-i așa că ai plăcut? Trebuie să lucrez cu ce ai, amice! Așa! E un pic cam murdar! Acum scoatem banda adezivă! Nimic nu se compară cu o linie curată și precisă. Mai exact cu 3 linii precise. Gata! Mersi pentru ajutor! Impresionant, nu-i așa? Cred că ok. Mă descurc. Alo, trebuie să fac totul singură? Ce frumoase sunt! Pleacă! Am nevoie de spațiu ca să devin creativă. Interesant! Evident! Privește și învață! Arată frumos cu toate culorile, nu-i așa? Stai să vezi ce urmează! Vezi? Uneori chiar muncesc! Și după ce e gata, obții un nisip superb în culorile curcubeului! Uite ce nuanțe vibrante! Ta-da! Chiar a fost grozav! Ah, n-am terminat încă! Zici că e un mic omuleț curcubeu care dansează! Are un pic de personalitate, nu-i așa? Ei bine! Ambele sunt interesante! De aceea sunteți amândouă câștigătoare! E ok! Ne dă provocarea sau ce? Aha! Oh, gadget, ați înțeles? Un gadget, a? Ah, nu trebuie să-mi spui de două ori! Știu ce-mi trebuie! Ah, uite-l! E atât de drăgălaș, nu-i așa? Dar pot să fac câteva modificări! E bine! Acum să trecem la treabă, ok? Și start! Da, am înțeles! Asta e ceea ce cred eu că e? Da, e grozav, știu! Acum desenează, micuțule! Dar pentru că orice artist are nevoie de puțină inspirație, uite-o pe a ta! Crezi că te descurci să faci o pisicuță? Nici o problemă! Te poți baza mereu pe chestia asta să facă un cerc perfect! Recunoști deja desenul? Lasă-l o clipă! Acum-și termină! Uite ce linii perfecte! Ce naiba? Nu sunt de acord! Pot să creeze roboții artă adevărată? Așa se pare! Uși! Pare să fie gata! Și în mod evident a ieșit perfect! Vezi? E, și eu pot să joc jocul ăsta! Am nevoie de formele potrivite! Să vedem! Doar le asamblez nițel și gata! Doar o bucată de plastic și o poză de pe telefon! Și pac! Poți o trasezi! Super inventivă faza, nu-i așa? Să fii ingenios, dă mereu roade! Aproape am terminat! Este foarte drăguț! Cred! Penibil! Deci, cine a câștigat? Din motive evidente, Naomi! Nu se poate! Se pare că soluția e să fii creativ! Robot idiot! Locul tău e la gunoi, ai auzit? Nu, tu ești gunoiul. Poftim? Ai desenat ceva pentru mine? Ar trebui să fie amuzant. Tehnologia m-a trădat astăzi. Și acum ce urmează? Alo? Ha? Desigur, următoarea rundă e origami. Pac! Origami? Ok! Ce bine că am mereu cu mine o foaie de hârtie! Glumeam, mi-a dat-o valetul meu! Eu prefer hârtia care chiar valorează ceva și aurul e și mai bun! Poftim! Wow, e adevărat? Trebuie să trec la treabă! Bun, încercarea moarte n-are! Să-i cinge atmosfera aici! Wow, s-a transformat în aur! Dar de ce să ne oprim aici? Intră acolo! O, Doamne! Da, clar a mers! Fantastic! Domnișoară Betty! Mulțumesc, șef! Cine drept? Oare am și eu niște hârtie pe aici? Nu e din aur, dar merge! Ești gata să vezi un strop de magie? Aoleu! Hârtia aia e atât de boțită! Amuzant, știu! Dar pot să rezolv problema? Nu trebuie să-l las prea mult. Zici că e nouă! În fine! Am alte chestii care mă preocupă. Fac cu grijă câteva pliuri și asta nu o să mai arate ca o foaie de hârtie. Apoi voi desena niște linii pe ea. O să arate ciudat, dar o să aibă sens la final. Ți-ai dat seama deja? E cea mai frumoasă fată din lume! Ah? Ai răbdare, ok? Mai am de făcut câteva linii aici. Acum la fel și pe partea asta. Continui să fac pliuri și să desenez în spațiile goale. Așa, e gata! Dacă zici tu? Un pic de culoare, te rog! Acum poate să danseze, vezi? Pot să-i fac toate membrele să se miște. Ha? Nu pot să concurez cu așa ceva? Sau pot? Fac un pliu sus și iar în cealaltă direcție. Și continui până jos. Apoi desenez o linie dreaptă aici. Apoi continui așa în jos. Apoi o închid ca să iasă un pătrat. Îți dai seama deja ce e? Iar aici desenez un iepuraș. Cât de drăguț e, serios! Și are nevoie de un prieten ursuleț. Adorabil, nu-i așa? Nu uita să colorez totul. Portocaliul și albastrul ies mereu în evidență. Și acum prietenii noștri animăluțe. Culorile îi fac să prindă viață. Un ultim aspect. Apoi îndoi iar foaia în jos. Ta-da! E gata! E dificil, dar balerina aia ai câștigat! Păi și creația mea drăgălașă? Wow, ce drăguță e Olivia! Ups! Ciu! Că? Muci! Mi-ai distrus desenul! De ce ai făcut asta? Trebuie să-l repar! Stai liniștită! Știu ce am de făcut! O să desenez o inimioară în muci! Ce romantic! O să râdem apropo de asta într-o zi! Ah, ia uite! Ce scârbos! Îmi pare rău, Olivia! A fost un accident! Hei! Ce-i cu zgomotul ăsta? Nu mă faceți să vin la voi! Hei! Fiți atenți! E la început! Există o singură soluție! Wow! Știi ce? A fost chiar mișto! E timpul pentru o provocare de desen! Vreau să văd cât de frumos desenați! Wow, abia aștept! Asta e prima voastră provocare! Credeți că îmi stă bine? Parcă ar fi vrăjitoare! Ce se întâmplă? Vreau să desenați niște păr! Credeam că e evident! Ok! Pot să fac asta! Hai să începem! Am nevoie de puțină inspirație, iar Olivia va fi muza mea! Uite ce păr superb are! Da, e o idee genială! Dar cu ce să încep? Aha, știu! Simt un plus de creativitate! Am început bine! Ce urmează? Mă ajuți puțin? Oh, ce marcare frumoase! O să-l aleg pe cel albastru! Îmi va face desenul să iasă în evidență! Nu e chiar ce trebuie! Trebuie să fac o modificare rapidă! Am nevoie de un cutter! O să tai o bucată din vârf! Doar o secțiune mică, fix așa! Hai să-l testăm! Va crea niște bucle perfecte și așa mă mișc mai rapid! Cred că am terminat! Sunt destul de mulțumită de rezultat! Merge bine! Stai! E ceva în neregulă! Hai odată! N-am timp de asta! Pă, nu cred! Mi s-a terminat creionul! Asta mai lipsea! Ce-aș putea să fac? Stai puțin! Ia uite! Mi-a venit o idee! Mă întorc imediat! Nu vreau să mă vadă nimeni. O să iau câteva semințe de aici. Sunt sigur că păsările nu o să se supere. O să le torn în paharul ăsta. Am suficiente. Aoleu, s-ar putea să fi fost o greșeală. Ah, trebuie să fug? Lăsați-mă în pace! Wow, ce păsărele! Ce s-a întâmplat cu tine? Ha? Despre ce vorbești? Ah, astea e neinteresant. Mai bine mă apuc de treabă. Mai întâi o să am nevoie de niște lipici. Sunt gata! O să torn lipici pe marginea desenului meu. E perfect! Apoi o să-l torn pe restul paginii. O să creez un vârtej. Apoi o să-l întind cu o pensulă. Vreau să fie întins uniform. Apoi e timpul pentru semințe. O să le presar peste lipici. Vreau să mă asigur că l-acopăr complet. Acum urmează partea cea mai grea. Trebuie să elimin semințele în exces. Ia să vedem. Am nevoie de o gură mare de aer. Dar n-am terminat. O să adaug perlele astea mici peste semințe. Va semăna cu o bentiță. Wow, abia aștept să-i arăt Oliviei. Hei, fiți atentă! Provocarea! Foarte impresionant, Olivia! Știu! E clar că ai talent! E rândul tău, Miles! Arată destul de bine, nu-i așa? Oh, wow! E minunat! E ușor de mulțumit! E timpul să anunțăm câștigătorul! Miles câștigă runda asta! Nu cred! Iuhu! Serios? Sunt cel mai tare! Oh, nu! Ăsta e tipul care ne-a luat mâncarea! Pot să vă explic? Trebuie să plec! Ah, viața la tropice! Ce poate fi mai frumos? De ce vă uitați așa la mine? Hei, visez și eu! Următoarea provocare, desenați o scoică! Acum e timpul să ne relaxăm! Ăsta e momentul să mă impun! Sunt gata! Trebuie să dau un telefon! Sună! Alo! Sunt la dispoziția dumneavoastră! Găsește-mi o scoică frumoasă! Am desenat conturul scoicii mele. Ce drăguță e! Nu la fel de drăguță ca mine! Am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte! Unde-o fi? Mă duc la plajă! Uite-l! O să pun lipici peste conturul desenat! Trebuie doar să urmez liniile! Nu mă grăbesc! Nu vreau să stric ceva! După aceea o să las lipiciul să se întărească! Apoi o să folosesc o pensulă ca să umplu spațiile goale. O să folosesc nuanțe diferite de mop. O să arate super! La mijloc o să folosesc culori mai deschise. Va fi cea mai reușită creația mea. Apoi o să fac același lucru pe partea cealaltă. O să colorez mijlocul cu albastru. Acum o să o decupez. N-ar trebui să dureze mult. Mai am multe de făcut. O să lipesc niște plastilină fix aici. Wow! Uite cum arată! Nu-mi vine să cred că eu am făcut-o! Oh, asta e drăguță! Te-am prins! Ce multe scoici frumoase! Stai puțin! Ah, frige! 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 Apă! Am nevoie de apă! Am meritat din plin! Am plănuit ceva special! O să pun un pahar cu nisip fix aici! Apoi am nevoie de rășină epoxidică! O să torn peste nisip! Trebuie să le amestec! Și am exact ce-mi trebuie! Un băze înghețată e perfect! Vreau să mă asigur că s-au amestecat perfect! Ar trebui să fie suficient! Arată bine! Acum o să torn totul într-o matriță joasă! O să așez scoicile peste amestecul epoxidic. O să creez un model drăguț. Apoi o să amestec colorant albastru cu rășină epoxidică. Vreau să acopăr scoicile. Acum pot îndepărta matrița. Ce bine arată! Dar n-am terminat. O să întorc scoicile invers și o să lipesc un autocolant deasupra. Mi-am terminat treaba. E o bucățică de mare. Trebuie să o anunț pe Olivia. Cine mă sună? Știi că îmi strici timpul petrecut la plajă. Sper că ai un motiv bun. Scoicile sunt gata, dar mă distrez prea mult. Nu sunt plătit suficient pentru asta. Hai să terminăm odată. Stai așa, uitați! Am făcut o scoică deschisă. Oh, aia e o perlă? Tare, nu-i așa? Foarte frumos, Miles. Oh, wow, ia uite! Ce idee creativă, Olivia! Am nevoie de un suport pentru paharul ăsta. Nu e o decizie dificilă. Olivia câștigă runda asta. Iuhu! Stai puțin, am o idee. Olivia, am ceva pentru tine. E un semn al iubirii mele. Poftim? Pentru mine? Nu sunt genul ăla de fată. Tu nu ești Olivia. Hai să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Ați văzut? Ce faci acolo? Cea, stau la poză! Ce e? Wow, a pățit ceva? Trebuie să desenați o rochie și vreau să fie elegantă! Mereu mi-am dorit să fiu designer! E timpul să fac shopping! Nu cred! Ce altceva mai avem? Nu, în niciun caz! Stai puțin! Asta e perfectă! O cumpăr! E mult prea ușor! Wow, e uimitoare! Ah, uite-o! Ah, îți bagi joc de mine? Ia-o de aici! Vreau altă rochie! Asta arată mult mai bine! E o bază solidă! Nu, nu se poate! Ce-am făcut? E un dezastru! Stai puțin! Știu ce pot să fac! O să rup hârtia în fășii! Încetișor, nu vreau să o distrug! Am propria mea mini-Olivia! Și acum? Ah, știu! Pot să văd ce am prin pungă! Știam eu că gunoaiele astea o să-mi fie utile! Ia să vedem ce avem aici! Farfuria asta ar putea fi utilă! Am planuri mari pentru ea! O să pun aici! Apoi o să pun pe mini-Olivia deasupra! Nu vreau încrețituri! Acum o să lipesc punga de plastic deasupra! Îi stă foarte bine în culoarea asta! Apoi o să lipesc deasupra nasturii! Arată super! Apoi voi folosi acest șervețel! E un bolonaj minunat pentru roche! Wow, ce frumoasă ești! Despre mine vorbește? Arată-mi-o și mie! Aia sunt eu! Trebuie să mă grăbesc! Majordom! Verde! Culoarea mea preferată! Iubesc banii! Oh, și eu! Ia să vedem! Stai, sunt banii mei! Ce nepoliticos! Dă-i încoace! Ah, îmi plăcea să fiu bogat! Dar eu am mai multă nevoie de ei! O să-i transform într-o roche! Am gusturi scumpe! Acum o să pun pe o farfurie! O să mă asigur că e întinsă bine! O să pun monedele astea aici! Ce strălucitoare sunt! Apoi o să împăturesc altă bancnotă! O să o desfac ușor! Asta va face parte din fustă! Am terminat! E o rochie scumpă! Uitați ce-am făcut! E mult mai bună decât chestia aia! Am făcut tot ce-am putut! Dacă zici tu... Stai! Ați terminat deja? E cam rustică, Miles, dar îmi place foarte mult! Și tu, Olivia? Excelent! E o decizie dificilă, dar m-am hotărât! E egalitate! Bravo! Egalitate? De ce? Vino încoace, Olivia! În niciun caz! A meritat să încerc! Asta e! Ia să vedem! Da, îmi place asta! Oh, o aștept! Ce rapid a fost! Abia aștept! Vreau și eu să o văd! Stai, nu se poate! E o glumă cumva? Aoleu, ce oribil! Dar am nevoie de o husă de telefon nouă! Asta e oribilă! Știu, vreau să-mi creați o husă de telefon nouă! S-ar putea să fie greu! Am o idee genială! Am nevoie de un papuc! Olivia, ești bine? Miroase îngrozitor! Nu e chiar așa rău! Le-am spălat săptămâna trecută! Miroase a brânză stricată! Trebuie să mă apuc de treabă! O să iau o cariocă! Nu, nu asta voiam! Am reușit! Sunt gata! O să apăs scuza de telefon pe talpa papucului! O să lipesc pe poziții! O să fac o gaură pentru camera foto! Acum pot să bag un telefon în husă! E atât de utilă! Cum vi se pare? Ups! Stați puțin! Ce jenant! Ah, acum e mai bine! Trebuie să dau un telefon! Alo! Ăsta e un baton de lipici? N-am nevoie de ăsta! Stai, ce e asta? Asta căutam! Unde e husa telefonului? Aici era! O să lipesc plastilină în colțul ăsta! Am nevoie de mai multă plastilină! Apoi o pot aplatiza! O să lipesc deasupra niște magneți drăguți! Va ieși ceva super distractiv! Wow, îmi place la nebunie! E foarte colorată! Am făcut o treabă excelentă! Uitați! E drăguță, nu-i așa? Ajung acasă la cine, mama! Trebuie să închid! să vedem! Se vede că vă place! N-arată rău, Olivia! Știu, e minunată! Serios? Iubesc papucii ăștia, uite! Avem aceiași papuci! Sunt atât de confortabili! Ce tare! Stai, ce se întâmplă? Nu mi se pare corect! Îmi place mult, Miles! E foarte clar! Miles câștigă! Ești un vizionar! Super! Eram sigur! Poftim? Serios? Incredibil! Mama, am câștigat! Da, serios! Păpușa mea e așa drăguță! Uită-te la ea! Salutare, vecină! Wow, ce fermecătoare! Ești o frumusețe naturală! Hei, vezi și tu asta? E o bunăciune acolo? Cred că ai un admirator! Du-te să-l saluți! Nu fi timidă! Uită-te la tipul ăla! Ce mai aștepți? Du-te acolo! Hei, noi l-am văzut primele! No! Dispar! Obligă-mă! Hei, opriți-vă! Nu sunt o bucată de carne! Wow! Unde suntem? Oh, tu erai! Tu ce faci aici? Oh, hei, chipeșele! Se învârte și se învârte. Unde se oprește, nimeni nu știe. Oh, s-a oprit la urs! E așa adorabil! Trebuie să faceți un ursuleț de pluș! Ha, nicio problemă! Uită-te la toți banii ăștia! Oh, drăguț! Așa, continuă să te uiți! Unde se duc în continuare? E un mister! Sunt ai mei, sunt ai mei! Trebuie să fiu rapidă! Nu te mai mișca! Puțin de aici, o tăietură mare acolo și am obținut un ursuleț de pluș! Îl voi pune pe o foaie de hârtie. Nu vreau încrețituri. Privește! Destul de bine, nu? Sunt bogată! Ăla-mi pare cunoscut! L-am îmbunătățit! O să cumpăr unul nou, dar mai întâi am nevoie de un urs. Ce de bani! Ia ursul, dă-mi banii! Am planuri mari pentru asta. Voi avea nevoie de vopsea. O voi pune pe hârtie. Vreau să mă asigur că e acoperită. Voi pune până jos. Ce distractiv! E aproape gata! Cred că e suficient. Sper că-ți poți ține respirația, ursulețele. Voi trece ursul prin vopsea. Uite așa, drăguț și dezordonat. Cred că e suficient. Pot să-l scot din vopsea. Am nevoie de încă o foaie de hârtie. O să presez ursul pe ea. Îl mișc ușor. Are nevoie de o fundiță. Arată drăguț, nu-i așa? Doar atât ai putut? E un pic dezamăgitor. Iar tu mi-ai stricat ursul? Păpușa de la sat câștigă! Știam eu! Goody, goody! Să învârtim roata! E un telefon! Hei, sună-mă! Oh, o să fie ușor! Nu, nu-mi trebuie ăsta! Asta-i ceea ce caut! Îl voi pune chiar aici! Acum trebuie să fac o fotografie rapidă! Perfect! E timpul să o tipărim! Iubesc tehnologia! Oh, ce rapid! Exact ce-mi doream! Hei, uite-te la asta! Wow, ce cool! Iar asta îmi dă o idee! Am nevoie de ajutorul tău! Trebuie să pictezi un telefon! Ama, o să te coste! Sunt cam falită! Stai puțin! Stai să mă gândesc! Oh, asta căutam! Ouă proaspete și delicioase! Cred că e ziua mea norocoasă! Dar să nu-i spui fermierului! Hei, domnul artist! Ce zici de niște ouă proaspete? Lasă-mă să le văd! Ce spui? Nu știu, sunt vegetarian, dar ne-am înțeles! Oh, ce linii fine! Wow, ești așa talentat! Munca mea aici s-a terminat! Poftim! Wow, trebuie să iau niște șuncă! M-am întors! L-am făcut chiar eu! Sper să-ți placă! Ignoră! What? Wow, ești așa competitivă! E timpul să anunț câștigătorul! E tipul ăsta! E un adevărat vizionar! Ce? Oh, un punct! Am reintrat în joc, dragă! Ce urmează? Există o singură cale de a afla. E un cățeluș drăguț. E rândul vostru. Mi-e greu să privesc asta. Știu ce am de făcut. Mai întâi voi scrie cuvântul ăsta. Apoi voi desena niște ochi. și două urechi mari căzute. Ăsta va fi nasul. Știu că va arăta grozav. Urmează corpul. Merge bine. Și altceva? Aha, coada. Cum aș putea să uit? Wow, e minunat! Du-te după un os sau așa ceva. Trebuie să mă concentrez. Culoarea asta e perfectă. Apoi voi colora limba cu roșu. Și asta e tot. Un cățeluș dulce. Ta-da! Știu, ar trebui să fie într-o galerie. Am un sentiment bun în legătură cu asta. Trebuie să o învingem. Ce-ai spus? Oh, vrei să ne jucăm de-a prinselea? Haide, prinde-o tu! Ce tot faci? Uhu! Chiar a funcționat! Nu-mi vine să cred! Puiul ăsta nu mă dezamăgește niciodată! Ce se întâmplă acum? Cred că visez! Mai bine trec la treabă! Voi desena în jurul pufoșeniei. Sper să nu se miște. Așa, am terminat! E ca și cum te-ai imita în oglindă. Chiar ți-am surprins partea bună! Ce n-ai? Ce se petrece? Nu! Dă-i drumul! Fă-ți propriul desen! Ai grijă? Dă-mi desenul ăla! Ce-ai făcut? E distrus! Câinii nu trebuiau să mănânce teme? Poate nu o să observe nimeni. Nu ar trebui să fie o decizie dificilă? Serios? Asta mi-arăți tu? Iac! Ei bine, cred că păpușa de la oraș câștigă. Uhu! Am reușit! Da, cred că e corect. Ce hipnotizant! Urmează o pocheminge! Ah, ce revigorant! Ce senzație plăcută! Cine are nevoie de un salon de lux? Fiți atente la mine! Ești încă aici? Prinde! Vezi și tu asta? E mea! Prea lentă! Poți să iei asta! Mersi! A mai rămas niște suc. Mă întreb ce-i înăuntru. Aș vrea să nu fi întrebat. Dar asta îmi dă o idee. Mai bine mă apuc de treabă. O să desenez personajul meu preferat. Voi începe cu urechile. Vârfurile trebuie să fie colorate cu negru. Arată bine! Apoi voi desena fața. Ăștia vor fi obrajii roz. Acum doi ochi mari. Merge bine! O să colorez ochii cu negru. Trebuie doar să nu depășesc liniile. Voi face la fel și la celălalt. Nasul e doar un triunghi. Am nevoie de un zâmbet drăguț și larg. Oh, uite-te aici! Dar mai sunt încă multe de făcut. Voi desena rapid corpul. Coada e ca un fulger. Nu în ultimul rând, voi desena două brațe. Uneori mă uimesc pe mine însumi. E timpul să-l colorez. Acest roșu e ideal pentru obraji. Chiar vor ieși în evidență. Apoi voi colora gura. Și apoi voi avea nevoie de pixul meu galben. Voi începe cu coada. Nu mă grăbesc. Nu vreau să-l stric acum. În cele din urmă un pic de roz pentru limbă. Ar trebui să fie suficient. E Pikachu! Privește! E uimitor! Eu ce voi face? Stai puțin, pot folosi paharul ăsta. Voi începe prin a decupa o gaură în fiecare parte. Acum am nevoie de câteva paie galbene. Le voi tăia și le voi lipi împreună. Trebuie să le pun în pahar, uite așa. Apoi pot lipi capul lui Pikachu în partea de sus. Voi adăuga aceste inimioare pe brațe. Mă fac așa fericită. Și o altă inimă chiar în mijloc. Acum partea distractivă. Pikachu dansează. Hei Kevin, trebuie să vezi asta. Frumoase mișcări, nu? M-aș putea uita la asta toată ziua! E timpul să jurizez! Păpușa de la sat câștigă runda asta! Îmi pare rău! Iumi! Sunt cea mai tare! Up, up! Nu e corect! Eu trebuia să câștig! Arată bine! Așa, lăsați pensula să exploreze pânza! Pensula e extensia voastră! Să știi că are dreptate! Ce distractiv e! Hei, ai grijă! Îmi cer scuze! Ce faci? Ia de aici! Opriți-vă! Hei! Gata! Ups! Cred că o să ne pedepsească! Există o singură soluție! Ce s-a întâmplat? Ce interesant! Asta e prima voastră provocare! Oh, ce romantic! Pot desena asta? Matthew? Ce faci? Ce mâini catifelate ai! Devine ciudat! N-am observat niciodată ce frumoasă ești! Dacă spui tu, Stai, am o idee! O să prind cariocile între ele, apoi o să încep să desenez. Așa o să obțin o inimioară dublă. Obțin un efect 3D. Ce bine arată! Poftim? Stai puțin! Scuze, fetelor, sunt ocupat. Inima mea aparține unei singure persoane. Lui Stacy e perfectă! Wow, ia uite! Arată super! Trebuie să desenez și eu ceva! Și am o idee genială! O să lipesc vârfurile cariocilor, culorile se vor amesteca. Fix așa! E perfect! Acum urmează partea distractivă. Când colorez inimioara, culorile se vor întrepătrunde și obțin un efect super interesant. E genial! Parcă ar fi un curcubeu! Uite, Stacy! Cum ți se par, Lily? Matthew, ai folosit culorile ingenios! Stacy, al tău e diferit, dar câștigătorul e clar. Matthew! Oh, ce drăguț din partea ta! Ăsta e pentru tine, Stacy! Ah, mersi! Ce popcorn delicios! Vrei și tu? Mersi, Matthew! Prinde! Oh! Atenție! Fix la coș! Atenție! Poftim! Hei, îți stă bine? Vai de mine, ce amuzant e! Ce se întâmplă? Hei, arăt ca o pasăre! Ce tare! Ce moale ești! N-ați uitat de provocare, nu? Ups, am uitat complet de asta! Următoarea temă este un puișor adorabil. Sigur că da! Oh, mi-a mai rămas niște popcorn! Poate pot folosi boabele. O să le torn pe foaia de hârtie. Am pus și niște lipici pe foaie și când scutur boabele în exces, rămân cu un puișor. Wow, ce idee bună! Eu o să folosesc lingoul ăsta de aur. Îl am mereu la mine în caz de urgențe. O să rat niște aur pe foaia de hârtie. Stai, ai aur? Cine ești mai exact? Am terminat! Am obținut un puișor auriu! Uite cum strălucește! Da, e simpatic foc! E rândul tău, Lily! E greu! Seamănă mult între ele, dar unul e dintr-un metal prețios și celălalt e destul de simplu. Știți ce? E egalitate! Felicitări! Iuhu! Mi se pare corect! Trebuie să mă pregătesc de următoarea provocare. Pare momentul potrivit! Stacy, astea-s pentru tine! Sper să-ți placă! Vorbești serios? Nu, nu pot! Oh, un cadou pentru mine? Nu, e pentru Stacy! Serios? Oare ce e? Ah, ia uite! Ce? E un unicorn stupid? N-o să înțeleg niciodată femeile! Ah, e de la băiatul de care îmi place! E super! O să-l prețuiesc pe vecie! Mi-a venit o idee pentru runda următoare! Un unicorn! Serios? Bine, ia să vedem! Nu, nu arată bine! Ce moale e! Cutia mai conține ceva? E o bomboană cumva? Miroase ca o bomboană? E delicioasă! Ce se întâmplă? Stai puțin! Știu! Trebuie să încep să desenez! O să fac conturul unicornului pe o hârtie milimetrică. Apoi o să dublez conturul. O să arate bine, garantat! Apoi o să încep să adaug câteva detalii. Asta va fi coama! Acum o să înnegrez conturul, ca să iasă în evidență. Și o să adaug culorile. O să iasă super drăguț! Nu trebuie să depășesc conturul. O să fac cornul multicolor. Arată bine! O să adaug și ultimele detalii. E gata! Lily, am terminat! Vă expiră timpul! Ce? Cum e posibil? Ce mă fac? O să folosesc ăsta. Voilà! Măcar ai încercat! Felicitări, Stacy! Arată super! Matthew, mai bine nu mai spun nimic! Stacy câștigă? Era evident! Da, știu! Iuhu! Eram sigură! O să fie genial! Hei, Stacy! De ce ai făcut asta? Pentru că e amuzant! Ce imatur ești! Pot și eu să fac asta? Acum nu mai e așa amuzant, nu? O meriți din plin! Nu știi de glumă? Nu mai enerva, Matthew! Hai să te văd, Stacy! Sunt gata! O să te bat! Ups, cred că am făcut o greșeală! Trebuie să câștig! Cum de e așa puternică? Vai de mine! lași, păgubaș? Ce faceți acolo? Opriți-vă! Vorbesc serios! Ia început! Hai să începem runda următoare! Trebuie să desenați animale! E cam vag! Ce să desenez? Știu ce să fac! O să completez cu vopsea urma lăsată de Matthew, ca să umplu spațiul ăsta gol! Acum pot completa desenul cu o cariocă. O să încep cu ciocul. Apoi o să fac ochiul cu lichid corector. După ce se usucă, o să-i fac pupila cu negru. Apoi o să-i desenez picioarele. Galbenul ăsta e perfect! E o pasăre flamingo! Chiar îmi place cum a ieșit! Cum ți se pare? Wow! Dar sigur pot face ceva mai bun! Stacy a făcut deja ce era mai greu! Eu o să adaug doar câteva detalii. Ce distractiv e! Aș putea face asta toată ziua! Singura limită e propria imaginație! Acum o să desenez un tigru! Ce tigru frumos! E foarte ușor, iar urma asta roșie poate fi un pește! Lili ne-a spus să desenăm animale! E ca o grădină zoologică! Poate o broască? Am terminat! Uite! Recunoaște, mă invidiezi! Lili, cine câștigă? Ce desen drăguț, Matthew! Foarte creativ, Stacy! Ador păsările flamingo! E cea mai grea rundă de până acum! Cred că amândoi meritați să câștigați! Amândoi v-ați descurcat onorabil! Super! Vino încoace! Mi-a plăcut desenul tău! De unde se aude? Cred că telefonul meu! Ăsta cum a ajuns aici? Ce multe lucruri ai în rucsac! Unicornul meu! Uite-l! Alo? Bună! Ce faci? Unde pleci? Văd că nu o preocupă prea mult următoarea provocare. Ok. Deci următorul obiect care vă va inspira e acest pop-it. Ce să fac? Trebuie să pot folosi ceva. Stai așa! Pot folosi sucitorul ăsta. Mai întâi o să fac niște puncte pe el. O să le pictez pe toată lungimea sucitorului, apoi o să fac la fel cu vopsea portocalie. O să trec așa prin toate culorile curcubeului. Ce relaxant e! Încă puțin! Gata, am terminat! Acum îl pot apăsa pe hârtie. O să-l mișc încet, ca să nu las urme urâte. Încetișor! Așa! Uite, parcă ar fi un pop-it! Știu! Ce-am ratat? Nu prea multe! Sunt un pop-it! Interesant, nu? Lili? Mă simt plină de viață! Uite, Stacy! Știți că arătați ridicol, nu? Poate tu strici totul, de fapt. Nu mai înțeleg nimic. Uite ce-am pictat! Arată fix ca noi! Și tu, Stacy? Ai făcut și tu ceva, nu? Nu, evident că nu! Am vorbit la telefon! M-ai dezamăgit! Matthew câștigă! Super! Poate data viitoare ai mai mult noroc! Am nevoie de prieteni noi! Asta a fost ultima rundă! Abia aștept! Hai să vedem scorul! Așa! Sigur o să fie bine! Matthew câștigă! Felicitări! Da! Iuhu! Sunt cel mai tare! Poftim premiul! Aur, ce bine mă cunoști! Nu e corect! Voiam să câștig! Acum mă simt prost! Poftim, ia altul! Stai, poftim? Vorbești serios? Ce drăguț! Îmi plac finalurile fericite! Oricum, eu am destul aur! Deci, te simți creativ, nu? Hai să-ți testăm mintea artistică! Ai putea fi cel mai tare la un curs al școlii de artă? Vom decide noi asta! Aproape am terminat! Hei, nu până nu e gata, bine? Acum, nu te mișca! Ochii tăi nu sunt simetrici! Nu, clar nu sunt! Gata! Tu ești, frate! Nu seamănă deloc cu mine! Doar încerci să mă faci să mă simt prost! Hai, dă-mi-l! Fie! Ce vei face? E timpul să-ți plătesc cu aceeași monedă! Ține-te bine! Ai un cap mare, ochi bulbucați, din strâmbi! Da! Ta-da! Glumești? Nu sunt așa de urât! Dă-i drumul! Ha! să o fac! Haide! Carioci? Wow! Deschide-o, deschide-o! Wow! Chestia asta e profesională! Nu, am o idee mult mai bună! Hei, uite! Cine i-a dat drumul iepurașului aici? Vai, cum faci asta? Ai grijă cu lupul, micuțule! Oh! Și acum, cel mai bun număr al nostru! E grozav! Chiar ești talentat! Iuhu! Hei, stai! Vorbesc doar cu mâinile mele! Dar stai! Am o idee și mai bună! Acum că mi s-au obișnuit ochii, pot să-mi pun umbra de pe perete pe foaie! Trebuie doar să completez zonele lipsă! Recunoști deja ce e? E prietenul cel mai bun al omului, desigur! Acum tot ce lipsește acestui cățeluș e doar un strop de culoare! Vai, e cea mai tare lucrarea mea! Nu te vei opri niciodată, nu? S-a luat lumina? Ia uite! Inspirat de marioneta din degete! Genial! De ce nu m-am gândit la asta? O să-l ador pe ăsta! Drăguț, nu? E iepurașul! Ok! L-a inspirat și pe ăsta! Doar câteva degete în plus! De ce nu le-ai tu pe ăsta? Mersi! Of, nu iar! Măcar am gustări! Drăguț! Și tu urmezi! Ha! Of, eu fac artă, nu matematică! Știi cum se citește asta? Matematică! Știu, logic! Deschide-o pe-a ta! Ce? Am primit și eu una! Ascultă, trebuie să le punem împreună! Mă ocup eu! Ăla ești tu? Așteaptă să vezi! Te ascult! Chestia asta e pornită? Doamne, trebuie să fie așa de tare? Ok, fie! Ai înțeles? O să mă descurc singur, cu un pic de magie artistică! Transform unul într-o girafă! Ce drăguță e! Și doiul? O lebădă, desigur! Dar numărul 3 se va transforma într-un fluture frumos! Și 4 e un peștișor! Creativ, nu-i așa? Ăsta e genul de mate pe care îmi place să-l fac! Chiar ești creativ, Kevin! Nu mai e nevoie de mine aici? Vrei să o rezolvi pe-a mea? Munca unui artist nu se termină niciodată! Privește și învață! Salut, căluțule de mare! Vrei să te împrietenești cu un pui de veveriță? E vecinul tău acum! Și pentru 7 ne întoarcem în mare! Și ultimul, dar nu cel din urmă, un ursuleț adorabil! Gata! Chiar mă pricep! Nu crezi că sunt... Cineva era obosit! Trezește-te! Ce? Gata? Evident! Bravo! Ești un campion creativ! Un Picasso al zilelor noastre! Zâmbește! Aha! Oh, da! Mă rog! Ta-da! Păi, astea sunt super diferite! Eu de ce am primit Selina? Ce drăguț! Ah, da! Știu! Stai acolo! Trebuie să-mi protejeze șarfa! Să înceapă procesul! Ce? Stai puțin! Poftim! Voiam doar partea asta! Toarnă niște vopsea într-o farfurie. Apoi pregătește-ți planșa. Înmoaie miezul țelinei, apoi imprimă-l pe foaia ta. Vezi cum seamănă cu o floare? Superb! Am făcut un buchet întreg! E așa de frumos că-mi dau lacrimile! Opa, care-i treaba? Am creat, vezi? Încă mi-e cam foame, mersi! O vrei? Stai! Lasă-mă pe mine primul! Oh, nimic nu se compare cu niște materiale pentru pictură! Abia mă pot abține! Îmi vine inspirația! Vezi ce văd și eu? Nu! Atunci stai și privește! O să încep cu niște alb pe alb. Nu-l vezi încă, nu? Chiar nu înțeleg! Asta m-ar putea ajuta! Wow! Creta pare imensă! Dar tot nu văd nimic! Și pentru mine? Of! Dar stai! Nu am nevoie de astea! Pa, pa! Acum să vină culoarea! Ceea ce e menit să fie o să apară! Aproape gata! Aha! Hei! Ha? Impresionat? Eu îl numesc culori! Interesant! Serios! Vrei să-l vezi pe-al meu? Acum sigur îl poți vedea! Ce isteț! Cum ai făcut asta? E mai simplu decât îți imaginezi! Desenează subiectul tabloului tău cu creta albă pe foaie albă. Alegeți prima culoare și aplică-o pe un burete. Următoarea culoare, te rog! Când arată așa, întinde-l pe pagină. Vezi cum creta respinge culoarea? Și ești gata! Așa de simplu și totuși genial! Ce-i asta? Ce tocilară! Ce amuzant arată! Cred că are nevoie de o transformare! Poate niște ochelari? Ha, ce elegantă e! Oprește-te! Ce faci acolo? Mă distrez! Trebuie să te relaxezi! Nu! Trebuie să o repar! Ops! Arată și mai rău! Arată oribil! Wow! De ce nu m-am gândit la asta? Ce-i cu zgomotul ăsta? Trebuie să verific! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Ce obraznice sunt! Trebuie să primească o lecție! E timpul pentru o provocare artistică! Luați de aici! Ce n-ai? Unde suntem? Și tu ești aici? Ce, nu-ți convine? Abia aștept! Asta e prima probă! Vreau să văd multă creativitate! Puteți începe! Sigur mă descurc! Uite! Destul de bine, nu-i așa? E fix ce trebuie! De asta nu luați note de trecere! Nu înțeleg! Trebuie să desenați niște stoici! Ah, corect! Ce jenant! Stai! Știu ce pot face! N-am nevoie de bomboane! Vreau doar farfuria! E perfectă! Trebuie să mă apuc de treabă! Mai întâi o să împăturesc farfuria în două! Fix așa! O să o pliez așa! Apoi o să țin fix! Și o să încep să desenez pe farfurie! O să trasez o linie pe margine! Vreau să creez un model ca acesta! Arată super! Acum o să le unesc! Pasul următor o să tai! Trebuie să urmez linia desenată! Nu o să mă grăbesc! Nu vreau să fac nicio greșeală! N-am nevoie de resturi! Acum pot să desfac! O să o întind pe o masă! Și apoi o voi picta! Voi folosi un roz deschis! Va arăta super drăguț! O să aștept să se usuce! Apoi pot adăuga detaliile! O să pictez marginea! Arată perfect! Acum am nevoie de o cariocă! Voi trasa linii în jos de la margine! Fix așa! O să fac asta în partea de sus și de jos a scoicii! Vreau să fie simetrice! Ar trebui să fie suficient! Acum pot să întorc invers! Mai am de făcut un singur lucru! Orice scoică are nevoie de o perlă! Gata! Profesoara va fi încântată! Uitați ce-am făcut! Are o surpriză frumoasă înăuntru! Wow! Sunt impresionată! Dar sigur pot face ceva mai tare! Aha! Știu! Majordomul meu a adunat scoicile astea mai devreme! Dar ce-aș putea face cu ele? E mai greu decât credeam. Majordom, vreau să faci ceva cu astea. Fă-le să arate bine, adică vreau ceva spectaculos. Puteți conta pe mine! Stai, putem primi ajutor? Dar trebuie să dureze mult. Nu sunt plătit suficient pentru asta. Am nevoie de farfuria asta urită. O să adaug lipici în mijloc. Acum o să întind lipiciul. O să mă asigur că e acoperită complet. Știi ce? E chiar relaxant. Ok, o să pun pietricele pe farfurie. Am căutat ore întregi scoicile astea. 5 ani la școala de majordom și asta am ajuns să fac. Asta e. O să aranjez pietrele pe margine și o să las un gol la mijloc. Acum voi vopsi centrul cu albastru. Vreau să arate ca oceanul. După aceea am nevoie de vopsea albă. O să vopsesc cu ea pietrele pe margine. Asta va fi creasta valurilor. Apoi voi adăuga niște scoici. Arată bine! E timpul pentru pistolul de lipit. O să adaug lipici peste vopsea. Vreau să pară că e apă. O să lipesc 2 scoici pe o parte. Apoi o să mai adaug lipici. O să am nevoie de mult lipici. Vreau să umplu scoicile complet. Lipiciul trebuie să înceapă să se scurgă peste margine. E ca o cascadă. Apoi voi pune mușchi de mare pe laterale. Cred că e gata. Arată uimitor. Mă simt relaxat doar privindu-le. Și chiar aveam nevoie de un pic de liniște. E stresant să fii majordom. Doamnă, scoicile dumneavoastră! Wow, uite cum arată! Ai făcut o treabă excelentă! Poftim! Cred că o să vă placă! Nu-i așa că arată minunat? Majordomul meu, adică eu, am făcut-o! Wow, dar și scoica mea e reușită, nu-i așa? Sigur! Wow, serios? Arată minunat! Lexi câștigă! Poftim, dar a trișat! Sunt cea mai tare! Ok, nu mai contează! Oare ce trebuie să facem de data asta? Apli imediat! Trebuie să desenezi o pisicuță! A, ce drăguță e! O lipsește cineva! N-am observat! Habar n-am unde e! Presupun că poți începe! Puteți conta pe mine! O să fie distractiv! De data aceasta voi folosi vopsea! O să încep cu urechile pisicii, dar voi desena doar partea de sus a capului. Apoi voi trage vopsea pe hârtie. Am creat o formă de pisică, dar nu e gata! O să repet procesul cu vopsea de altă culoare. Fix așa! Wow! Arată minunat! Sunt super fericită de rezultat! O să aștept să se usuce vopseaua. Apoi voi adăuga câteva detalii. Trebuie să desenez o față. Voi folosi o carioca albă. Va crea un contrast minunat! Acum o să umplu conturul. O să-i fac nasul cu o carioca neagră și voi face același lucru cu ochii. Voi colora urechile. Wow, ce bine arată! Mai bine decât îmi imaginam! Lexi? La 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 la! Nu s-a terminat provocarea? Nu-mi vine să cred! Deci, ce-am ratat? Făceam pisicuțe! Ha? Stai, am o idee! Am iar nevoie de farfuria mea aurită și de multă vopsea neagră. O să-mi moi buretele în ea. Hai cu creativitatea! O să apăs buretele pe foaia de hârtie. Pare a fi un dezastru, dar știu ce fac. Apoi voi tăia un triunghi dintr-un burete. Astea vor fi urechile. Începe să prindă formă. Acum voi picta coada. Va fi o pisică super drăguță. Are nevoie de ochi. Voi folosi niște carton pentru asta, dar și pentru nas și gură. Mai am un singur lucru de făcut. E gata! Acum puteți aplauda! Nu arată rău, dar uitați-vă la astea! Asta e tot ce ai putut face? Ah, ați terminat în sfârșit! Ar trebui să fie o decizie ușoară. Lexi câștigă! Eram sigură! Serios? Am crezut că am făcut o treabă bună! Bravo! E timpul pentru următoarea provocare. Va fi o probă interesantă! E oceanul! Uitați ce valuri mari! Vreau să vă inspire! O să fie ușor! Am aici tot ce-mi trebuie. Uite! Mereu e pregătită! Eu am doar astea! Nu sunt la fel de fermecătoare ca materialele tale! Oh, ce trist! Deci, ce ai de gând să faci? Fii atentă! O să încep cu vopsea galbenă. Am desenat niște balene pe o hârtie cartonată și voi adăuga vopseaua deasupra. Voi folosi diferite nuanțe de galben și o cantitate mică de vopsea albă. Voi acoperi marginea cu vopsea albastră. Vreau să creez un contur. Acum balena mai mare. O să adaug vopsea din loc în loc. Dar de data asta folosesc mai ales vopsea albastră. Acum o să completez cu mult albastru. Am nevoie de multă vopsea, dar nu trebuie să depășesc liniile trasate. Apoi voi trece la vopseaua albă. Voi repeta procesul. Asta e ultima culoare. Acum pot începe să o amestec. Pentru asta voi folosi o frigăruie de lemn. O să mișc așa prin vopsea. Vreau să creez vârtejuri. Acum voi trage vopseaua în jos pe hârtie. Asta e partea distractivă. Uite cum arată! Ți-am spus că va fi uimitor! Ce drăguț arată! E cea mai reușită lucrarea mea de până acum. Am terminat! O să vă placă la nebunie! Știu, arată minunat! Nimeni nu poate face ceva mai tare! Mult succes! Aha, am o idee! Ia să vedem! O să încep prin a desena o spirală pe hârtie. Apoi voi schimba culorile. Voi continua să desenez spirale și voi schimba culorile pe măsură ce se mărește. Arată bine? Acum trebuie să mai fac una. Cred că voi desena 3. Acum voi muia o pensulă în apă și o voi adăuga peste spirale. Vreau ca cerneala să curgă. Fix așa! O să o las să se usuce. Apoi o să conturez cu un marker negru. Voi trasa un contur. O să adaug câteva detalii în centru. Acum voi desena linii subțiri spre exterior. Voi face același lucru cu celelalte. Vor părea un grup de meduze. Wow, e super intens! Cum ți se pare? Wow, e super! Da, așa zic și eu! Hei, am terminat! Julie câștigă runda asta! Poftim? Wow, iuhu! Wow, îmi place magia și e pe bune! O să-mi transform asistenta fermecătoare într-o sirenă! Ce mai așteptăm? Sunt pe cale să vă impresionez! Ce spectacol uimitor! Ce n-ai? Wow, i-a ieșit! Chiar e sirenă! Voilà! Știu, sunt genial! Mai vrea cineva să fie sirenă? Eu! Hei, aici! Se face! Wow! Cum a făcut asta? Wow, știe meserie! Arătăm super! Azi mi-am adus câinele la oră! Ce drăguț! Unde s-a dus? Cred că e timpul pentru o plimbare! Rover, vino înapoi! Și acum ce facem? Nu știu! Stai puțin, uite! Putem desena câinele! Oh, ce idee bună! Și știu exact ce să fac! Am nevoie de un tub de vopsea! O să torn pe hârtie! Ar trebui să fie suficient galben. Acum o să adaug vopsea portocalie. O să pun lângă vopseaua galbenă. Acum am nevoie de vopsea roșie. Va ieși ceva super colorat. Abia aștept să văd rezultatul. Am planuri mari pentru tabloul ăsta. Mai am nevoie de puțină vopsea. Încă un pic de vopsea ar trebui să fie de ajuns. Acum trebuie să o întind. Toate culorile se vor amesteca. Wow! Uite! Arată minunat! Îmi place la nebunie, dar n-am terminat. Am nevoie de o ramă. Am ceva special de pus în ea. Am desenat un câine pe o bucată de sticlă. O să o bag în ramă. Și apoi adaug spatele și tabloul meu colorat. O să prind clemele de fixare. Nu vreau să cadă. E timpul pentru marea surpriză. Arată chiar bine, nu-i așa? Dar n-am terminat. O să iau o carioca albastră și o să desenez direct pe sticlă. Voi începe cu urechile. Voi colora fiecare secțiune. Dar vor fi diferite. Vreau să iasă în evidență. O să-i fac și mustățile. Și gata! Arată mai bine decât mi-am imaginat. Ok, e rândul meu. Știu ce să fac. Vreau să folosesc vopsea neagră. O să tamponez ușor hârtia. Vreau să creez un contur aproximativ. Fix asta îmi doream. Acum o să fac interiorul. Voi folosi culori diferite. Voi folosi culori apoase. Vreau să curgă și să se amestece. O să tot schimb culorile. Asta va face diferența. Cred că e gata. Arată fix cum voiam. Uite, îți place? Wow, tu ai făcut asta? Nu mă așteptam la asta, dar e bine. Ăsta e un compliment? Stai! L-am urmărit 6 km pe rover. L-ați pictat pe rover? Exact! Sper să vă placă! Ce frumos! Câștigați amândouă! M-am emoționat! Amândouă? Mie-mi convine! Bate palma! Ce distractiv a fost! Uite cât e ceasul! Unde e Julie? Habar n-am! Ce ciudat! Hei, scuze că am întârziat, am mers de urgență la baie! Julie! Ce scârbos! Să ne prefacem că n-am văzut nimic! Ce jenant! Să continuăm provocarea artistică! Asta e următoarea probă! Niște flori frumoase! Wow. Puteți începe! Majordom, am nevoie de pantofii tăi! Hei, mai repede! Poftiți, doamnă! Nu te pricep deloc la modă, dar am nevoie doar de un șirec! Acum poți beca! Sunt gata! O să torn puțină vopsea într-un bol. Voi folosi culori diferite. Apoi adaug apă în bol. Acum pot băga șiretul înăuntru. O să-l acopăr bine cu vopsea. De asta port mănuși. Voi întinde șiretul pe o pânză. Voi crea bucle. Fix așa. Apoi pun deasupra o hârtie cartonată. O să apăs pe ea și o să trag de șiret. Acum o să văd ce a ieșit. Wow! Uite! Ce flori frumoase! Uite ce am creat! E atât de drăguț! E rândul tău, Julie! Un pește? Nu mai contează! Mi-aș dori și eu un majordom! Stai Stai puțin, aș putea folosi hârtia asta igienică. Sunt gata! O să o rup în bucăți și o să le pun într-un bol cu apă. Vreau să mă asigur că se moaie. Apoi voi adăuga lipici. Am nevoie de destul de mult. Ar trebui să fie suficient. Acum niște vopsea. O să amestec bine cu o pensetă. Vreau ca hârtia igienică să absoarbă totul. Arată fix cum voiam. O să iau bucățelele cu penseta. Apoi o să le apăs pe o pânză. Trebuie să le dau o formă. Nu mă grăbesc. Nu vreau să stric nimic. E un proces delicat, dar va merita. Voi crea o floare. Apoi voi face o tulpină și câteva frunze. Pe măsură ce se usucă, se va întări. E un trandafir frumos, vedeți? Cine a creat cel mai frumos tablou? Interesant! Foarte creativ, iar câștigătoarea e... Julie! Vorbi serios? E uimitor! Eu trebuia să câștig! Imortalizează-mă! Vreau ca generațiile următoare să-mi admire frumusețea! Se face, domnișoară! Verdele e culoarea mea preferată! Ia să vedem! Nu te mișca! Sigur! Prima tușă e cea mai grea! Hei! Ce se întâmplă aici? Ah! Ieși afară! Prefate că nu sunt aici! Te-am prins! Stai! Asta-i tot? Ai auzit de minimalism? La ce te referi? Vreau să văd! Așa? Așa arăt eu? Poftim? Glumești? Tipul ăsta e de ceva timp pe lista celor mai căutați infractori. Există o explicație. Ăla e frate-miu. Și asta nu e tot. Asta e o mustață falsă. Sunt șocată. Vrei să vezi cea mai nasoală chestie? Stai, Hazel! Nu te mai prefaci așa surprinsă! Fetelor, opriți-vă! Există o singură soluție! La secție cu voi! Nu! Sunt prea bogată ca să ajung la închisoare! Nu vă duc la închisoare! Am o idee mai bună! Știi ce? Chiar îmi place tabloul ăsta! Îl iau cu mine! E o dovadă! Stați aici! O să vă dau jos cătușele! Vă provoc! Așa deci! Ce faci acolo? Am stă bine? Așa, asta e prima voastră provocare! Un iepuraș simpatic! Oh, rechizite de desen! Hai să începem! Am o idee genială, dar trebuie să-mi dau seama cum se folosește carioca asta! Mi-e cam dificil! Stai! Așa mai vii de acasă. Apoi am nevoie de un pahar de carton. O să desenez o față pe pahar. O să încep cu ochii. Aș vrea și eu gene așa frumoase. Acum o să-i desenez nasul. Ce drăguț arată! Apoi o să-i fac un zâmbet larg și niște obraji îmbujărați. Arată bine! Dar n-am terminat încă. Micuțul ăsta are nevoie de mustăți. Tot îi lipsește ceva. Orice iepuraș are nevoie de urechi. Am nevoie de o farfecă. O să tai paharul pe laterală. Apoi o să îndoi marginile. Apoi o să pun lipici fierbinte pe un capac de plastic. Și o să lipesc de alt capac. Acum o să le prind cu un elastic de cauciuc. E cam larg, deci o să-l fixez cu scoci. Fix asta voiam să obțin. O să prind elasticul de cauciuc peste tăieturi. Așa capacele stau sub pahar. Acum trebuie doar să răsucesc elasticul. Și când îi dau drumul, iepurașul meu țăpăie. Iuhu! Uite-l cum sare! Cum aș putea face ceva mai interesant? Am o idee! Trebuie să-l sun pe tati. Alo? Tata? Am nevoie de ajutor! A venit un polițist și un iepuraș! Sunt super stresată, tati! Fă ceva! Imediat! Ok, mersi, tati! Pa! Wow! Ce rapid s-a mișcat! Abia aștept! Oare ce conține? Pot afla într-un singur mod. Wow! E un robot! Ce tare! Eram sigură că tata o să mă ajute! Abia aștept să-l testez! Hazel! Uite ce am eu! O să-mi ușureze garantat viața! Ok, robotule, fă-ți treaba! Așa! Întinde-te bine! Vreau să desenez un iepure! Wow! A început! E genial! Mă pot relaxa și preocupa de cum arăt! Și robotul face toată treaba! Nu e bine! E un melc! Ce robot idiot! Vreau un iepure! Ai înțeles? Mă asculți? Un iepure! Hai odată! De-asta am servitori! Ok, dacă desenezi un iepure, îți dau ceva bun! Sună echitabil, nu-i așa? Dai drumul! E al tău, dar fă-mi un iepure! Eram sigură că-ți plac dulciurile! Avea nevoie de motivația corectă, dar eram sigură că o să mă ajute. Ai și terminat? Serios? Asta ce mai e? Începe să devină enervant. Cu ce greșesc? L-ai putea desena singură. Va expira timpul și câștigătoarea e Hazel! A fost o decizie ușoară! Super! Eram sigură! E vina robotului! Stai! Uite! Desenează ceva! O, domnule polițist! Am făcut un iepure! E drăguț, nu-i așa? Nu! Runda e gata! Am câștigat! Ce vrei să mai fac acum? E prea târziu! Super! Na-na! Sunt cea mai tare! Te spun lui tati! Treaba ta! Tot eu rămân câștigătoarea! Oare ce trebuie să facem de data asta? Scuze, mustața asta se menține greu. Asta e următoarea provocare. Pot desena asta. Ce-s astea? Unde sunt creioanele? Cred că trebuie să folosim ață și nasturi. S-ar putea să fie greu. Eu nu fac lucru manual, în niciun caz. Majordom, vină încoace. A stripat, domnișoară, am adus valiza. Atenție! Poche mingi, proaspăt culese! Wow! Sunt de aur? Te-ai autodepășit! Vreau să le analizez mai bine! Wow! Ce frumoasă e! Poți pleca! Ia să vedem ce conține! Asta-i tot? Ce mic e! Mă așteptam la ceva mai mare! Ce dezamăgitor! Ce să-i faci? Mă așteptam la ceva mai extravagant! Majordom! Ce-i ăsta? Majordom! Vină imediat! Ați urlat, domnișoară? Uite! Înțeleg problema. O clipă, domnișoară. Ce jenant! Sper că ăsta e mai bun. Ce vrei să fac cu ăsta? Cred că trebuie să o purtați cu stil. Nu! Vreau să fie mai mare. Mă întorc imediat. E greu să găsești angajați de calitate. Știu ce zici. Voila! Pikachu! Cum e? Genial! Mai fă așa odată! I-a ieșit bine! Ce bine! Îți stă bine în culoarea asta! Mulțumesc, domnișoară! Nu contează! Pot face ceva mai bun! Stai așa! Cred că știu ce să fac! N-am nevoie de astea! O să-mi folosesc ciorapii! Port mereu o pereche în plus, o culoare perfectă. Sunt gata. Prima dată o să fac câteva modificări. O să tai șoseta în două, fix pe mijloc. O să tai una dintre jumătăți în bucăți mai mici. Fix așa. O să încep să le aranjez. Vreau să arate ca Pikachu. Nu e rău. Acum o să le cos. O să strâng bine ața. O să-i cos mâinile și picioarele. Începe să-mi prindă forma. Acum trebuie umplut. Așa mai vii de acasă. Dar nu e gata încă. O să-i fac ochii din fetru negru. Am decupat două cerculețe. O să le lipesc aici. Apoi o să pun deasupra doi nasturi albi. Pikachu are obrajii roșii, deci o să-i fac din nasturi roșii. Acum am nevoie de un marker. Stai pe loc. Vreau să-ți desenez nasul și gura, evident. O să colorez și urechile cu markerul. O să le colorez doar vârful. Cred că e gata. Am propriul meu Pikachu moale. Arată super. Ce pufos e! Cum ți se pare? N-ai zice că e făcut dintr-o șosetă. De aici venea mirosul? Că, nu pot! Da, e oribil! L-am spălat săptămâna trecută. E parfumul meu personalizat. Miroase a breză. Ce persistent e! Apciu! Uite ce-ai făcut! Ups, scuze! Îmi arde norile! Poți hotărî cine câștigă? Stai! Ce-i asta? Miroase încântător! Brânză! Preferata mea! Îmi place mult! În sfârșit cineva care are gusturi bune. Hazel câștigă din nou! Bravo! Iuhu! Am câștigat, Pikachu! Nu înțeleg provocarea asta. Mult succes data viitoare! Nu o să mai scap niciodată de mirosul ăsta. Putem să ne grăbim? Am o programare la manicură. Ok, ia să vedem. Asta e tema următoare. E un tigru. Ok, mă descurc. Asta e tot ce primim? Serios? Nu! Nu pot folosi astea! Majordom! Ce mai e? Vreau un tigru! Un tigru? Dar... Hai! Mai repede! Sigur, domnișoară! Succes! Și eu am nevoie de câte ceva! Urăsc să aduc gunoiul! Dă-mi mie! Ce n-ai? E fix ce-mi trebuie! Ia să vedem! Ce tragic! Hei! Reciclarea e o idee bună! Am nevoie de un tub de hârtie igienică! O să-l aplatizez! Apoi o să desenez ceva pe el! Vreau să fac un tigru! Trebuie să mă concentrez! Vreau să iasă perfect! Ok, acum trebuie să-l decupez și apoi să-l colorez! O să folosesc carioca portocalie! Vreau să-l acopăr complet! Apoi o să-i fac dungile! O să fie un tigru prietenos! O să-i fac 3 dungi pe spate! Apoi o să-i fac câteva și pe picioare! Până acum arată bine! Corpul e gata! Acum o să-i desenez fața și o să o desenez pe interior și apoi o să o pliez! Ah, ce drăguț e! Lexi, uite! Arată bine, nu-i așa? Ah, ce tigru e ăsta? Stai așa! Eu prefer tigri adevărați! De ce durează așa mult? O, scuze, domnișoară! Tigrul a scăpat! Am încercat să-l opresc, dar nu vreau să mai vorbesc despre asta! Chiar așa incompetent ești? Ești bine? Dă-i încoace! Dispar de aici! Îmi cer scuze, domnișoară! Poți să-ți cumpăr tigrul? Te rog! Îl vrei? Da, dă-l încoace! Nu! E al meu! Valorează mai mult decât niște bani! Ah, asta înseamnă că trebuie să desenezi ceva! Cât de greu poate fi! E ca o pisică supărată! Gata! Cred că e suficient! Poftim! Sper să-ți placă! Încerc să nu mă uit la tigrul lui Lexi! Hazel câștigă! Iar? Sunt gata de runda următoare! Sper să vă placă curcubele! Pe mine mă fac super fericit! Da, merg! Da, sunt ok! Oh, uite! Am primit ruj! Ce tare! Wow! Îmi place mult nuanța asta! Aș putea să mă aranjez puțin! Cum ți se pare? Prefer să nu comentez! Te rog, nu mai faci asta! Așa! Eu am o idee genială! O să mă demachez la ochi! Am nevoie de 2 pensule și de tuși de ochi! O să înmoi pensulele în tuș! Acum o să le aplic în același timp! O să obțin un rezultat super! O să-mi colorez și buzele! Arată mai bine decât un ruj plictisitor! Să nu uit de rimel! Vreau să am gene superbe! Ăsta o să le dea un plus de strălucire! E perfect! Știu, arăt extraordinar! Dar n-am terminat! Am pânza asta! O să-mi lipesc fața de ea! Voila! Asta da operă de artă! Ar trebui expusă într-o galerie! Wow! Stai așa! Am ceva între dinți! Cred că e de la prânz! Stai puțin! Nu iese! Ah, știu! Ar trebui să folosesc mai des ața dentară! Bine că am și returi! Dispar dintre dinții mei! Ce faci acolo? Stai, îmi curge sânge? Ah, e ruj! Poate nu e o idee rea, dar mai am nevoie de câteva culori. Sigur o să-ți placă! O să acopăr șiretul cu ruj. O să fac la fel și pe partea opusă. Acum am un șiret multicolor. Arată super! Acum trebuie să obțin o pictură. Unde-mi e caietul? Ah, uite-l! O să-l deschid și o să bag șiretul înăuntru. O să-l aranjez în formă ondulată. Apoi o să închid caietul. O să-mi pun mâna deasupra și o să trag de șiret. E foarte ușor. Când deschid caietul, rezultatul e o pictură. M-aș putea uita toată ziua la asta. Am terminat! Arată bine, nu-i așa? Stai, am dinții curați? Ce enervant e! Ignorați-mă! Ah, ce bine e! Putea fi jenant! Hai, alege-mă pe mine! Ambele arată bine! M-ați impresionat! Ați câștigat amândoi! amândouă! O meritați din plin! Super! Eram sigură! Deși nu știu ce să zic de pictura lui Hazel. Ignoro! Ăla-i testul meu? Știam eu că am fost as! Mama o să fie așa mândră! Și atunci am știut că o să fiu șefă de promoție! Ce? Nu se poate! Sigur o să fiu pedepsită! Ia uite-te la chestia asta! Știi ce înseamnă asta? Pantofii ei lasă urme pe scenă! Ce deșteaptă! Ok, e nasol de tot! Nu! Învățatul a dat roade! La tine cum e? O secundă! Nu pot să-i spun că am picat? Sau... știu! Îmi trebuie doar un pic de creativitate! Pune scociul peste notă! Apasă-l ca să fie drept! Apoi trage rapid scociul! E timpul să rezolvăm nota aia! Mult mai bine! Nu mi-e teamă să mă laud cu asta! Hei, Annie! Și eu am la 10, vezi? Vai, drăguț! Șefe de promoție gemene! Scuze, tu ești Jennifer? Vii cu noi! Ah! Știam eu că nu trebuia să mint! Trebuie să schimb la loc! Bine ai revenit, patru idiot! Era cât pe ce! Așa, obosită! Sunt trează? Ce? Jennifer pare să stea așa comod! Eu de ce nu m-am gândit la asta? Ah, ce drăguț! Au! Ce naiba a fost aia? Cactusul ăsta e o capcană mortală! Chiar a durut! Uf, pot să mă odihnesc și eu acum? Fii drăguț! Ah, tot e incomod! Trebuie să mă calmez! Așa ar trebui să scot toate chestiile tari! Nu știam că toate ale erau acolo! Au! Un ghiozdan gol nu mă ajută! Trezește-te, Jennifer! Ce? Cum l-ai făcut așa moale? Îți spun eu! E puf! Nu-i așa că e drăguț, dar are un picior rănit! Mersi pentru puful gratis! Ia o pungă de plastic și bagă în ea umplutura! Când e plină ochi, închide punga! O poți împrumuta pe-a mea! E ca din pluș! Acum pot să mă fac comodă! Ah, ce bine e! Îți bați joc de mine? S-a zis cu ațipitul! Nu pot să scriu suficient de repede! Sper să nu rămân fără cerneală! Ah! Ce se întâmplă acolo? Dormezi, Jen! Câștig! Nu așa repede! Se cred așa șmechere! Ăsta nu pare a fi un creier? Și eu aproape câștigasem! Știu! Și asta numim noi neuroni! Am o altă planșă pregătită? A, da! Nu m-am născut ieri, domnișoară! Nu te teme! Am un plan! Tadam! Pentru numele lui Dumnezeu! E doar pentru notițe, da! Pixele gata! Agrafele mele! Am și uitat că le aveam! Ar trebui să le folosesc! Vezi caietul ăsta? Ia niște scoci colorat și lipește o fâșie lungă aici! Taie scociul când ajunge pe margine și țac-pac! Acum continuă să mai pui scoci până când creezi un tabel pentru X și 0. Ne gândim la același lucru? Dar nu putem! Proful nu o să se prindă niciodată. Nici măcar n-ai nevoie de pix. E genial! E roșu contra albastru, dragă! Am câștigat! Fetelor! Rapid! Poartă-te natural! Am zis fără jocuri! Cum spuneam... Tare! Gata! Ce aveți cu jocul ăsta? Ce joc, domnule? O iau razna deja? Ce credul e, nu? E ora mea preferată a zilei. Simt vibe-uri de Picasso. Wow! Jennifer e așa tare! Unicornul meu arată penal. Cum te știe să fac asta? Zici că o să sară de pe pagină. Spre deosebire de al meu. Efectiv, emană talent acum. Poate că e de la ținuta artistică pe care o poartă. Pot și eu! Vezi? Deci, cum arăt? Devin mai bună? Se pare că nu. Acaparează toată magia artistică. Pot să folosesc și eu două mâini, să știi. Să înceapă distracția. De ce e așa greu să nu depășesc conturul? Ah, n-are sens! Sunt groaznică! O să termin! Sau... Uită-te la cariocile alea! Culorile se întrepătrund! Acum știu ce să fac! Dacă iei două carioci și le unești vârfurile, culorile o să se întrepătrundă! Uite cum se combină cu albastru! Oare ce culoare o să iasă? E timpul să testăm chestia asta! Ia uite ce culori amestecate! Și am nevoie doar de o cariocă! Aia portocalie arată bine! Cine e artistul talentat acum, prieteni? Ați mai văzut ceva de genul ăsta? Gata! Ia uite, dragă! Wow! E unic! Știu! Mersi! Nu cred că aș vrea să fiu o pictură. Cât timp mai e? Foarte puțin. Hei, opriți-vă! Ia să vă văd picturile! Nu! Nu am terminat încă! Mai am nevoie de puțin timp! În regulă, ia să vedem ce ai pictat. Sper să nu mă dezamăgești. E oribil! N-ai folosit deloc negrul! Oh, nu! Pictura nu s-a uscat încă! Ce ai făcut cu laptopul meu? Ce-i drept, cred că a fost vina mea că te-am speriat. De ce am pățit așa ceva? E îngrozitor! Doamna, aveți un nor! Ok, cred că am o soluție. Mă întorc imediat. Ok, cred că pot scăpa de culorile astea cu și mai multă culoare. O să folosesc rozul ăsta. O să suprapun culorile. Multe culori. Acum am nevoie de puterea paiului. Bine, de puterea aerului, de fapt. Culorile se întind. Arată foarte interesant. Ok, gata, am acoperit tot capacul. Arată super. Doamna, ce mai vrei? Uitați, am rezolvat problema laptopului dumneavoastră. Ia să vedem. Ai folosit bine culorile și le-ai întins bine. Vino încoace. Ce crezi că se întâmplă aici? Vai de mine, ce se întâmplă? Oh, nu! Wow, cum am ajuns aici? Doamna, suntem într-o provocare. Abia aștept să începem. Oare ce trebuie să facem? Nu credeam că ceaiul de aici e atât de delicios. Ia uite! Oh, wow! Ce frumoși sunt! Și ce colorați! N-am mai văzut niciodată așa ceva. Ai dreptate! Cum plutesc în aer! Ce frumoși sunt! Îmi plac la nebunie! Ceaiul ăsta s-a acrit, cred. Îmi vine să vomit. Nu cred, serios? Și ce-i complimentam? Vai de mine, ce ghinion! De ce râdeți de mine? Ați pățit același lucru. Ha? La ce te referi? Vai de... am înțeles, am băut din ceaiul ăsta. Vai de mine! Ce amuzant e! De ce râdeți? Am avut doi găinați pe noi! Stai puțin! Mi-a venit o idee bună! Ah! Pânza asta albă nu e ce trebuie. Așa, cred că asta e mult mai bună. Ok, am nevoie de niște cretă și o să desenez numărul 2, pentru că asta m-a inspirat. Apoi o să mai desenez un 2. 2 de 2. Acum o să construiesc restul desenului. Trebuie să fac niște valuri aici și un băț drept. Aici trebuie să fac penele. Asta va fi aripa. Să nu uit să-i desenez și un ochișor simpatic. Și, evident, nu poate fi o pasăre ca la carte fără un ciop. Acum o să folosesc un truc distractiv pentru desenele în cretă. Ce grețos! De ce am pățit asta? Desenul meu e gata. Ia uite ce am făcut! Cred că am surprins excelent papagalii. Vai de mine, îmi place foarte mult! Ha? Nu! Cred că glumești! Ce bine arată grădina azi! Oh, un măr direct de la sursă! Ce de fructe minunate, care abia așteaptă să fie culese! Hei, o vezi și tu? Ce drăguță e! Ce dulce și delicios miroase! Vai de mine, nu-mi vine să cred! Ce aranjament floral frumos! Vai, florile astea sunt fixate pe o oglindă! Oh, wow, ia uite! Ce mult îmi plac florile alea! Nu-mi vine să cred! Trebuie să mă mai uit odată în oglindă! N-am cum să arăt așa, nu? Oare am întinerit? Ah, ce frumoasă era pe vremuri! Crezi că e o oglindă magică? Nu știu. Ah, mă simt extrem de inspirată! Unde a fugit? Ah, nu mai contează! Ia să mă uit și eu în oglindă! De unde vreau să încep? Ah, vrei să mă pictezi? Ok, stai un pic! Pot să pozez și mai bine, promit? Oh, da, asta vreau să fac! O să trasez o tușă de culoare aici și alta aici, da! Da, pictează-mă ca pe una dintre franțuzoaicele tale sau ceva de genul. Ce zi minunată! Da, bonicuță, ești muza perfectă. Poate dacă aș încerca să-mi ridic puțin pielea? Oh, oh, ce e? Ce vrei? Ai terminat? Ok. Ia uite, bunicuță. Ăsta e portretul pe care ți l-am făcut. Poftim? Nu mi-ai văzut imaginea din oglindă? Stai puțin. Pleacă de aici. Am nevoie de spațiu. Valea. Ok, bunicuță, stai pe loc. Trebuie să fac câteva măsurători. Poftim, ce faci acolo? Gata, acum trebuie doar să-mi pun pumnul pe pânză. Trebuie să-mi conturez pumnul. Super, acum trebuie să completez forma trasată. O să desenez buclele astea în jos. O să continui modelul și aici. Și o să adaug și o fundiță. Mai desenez câteva bucle aici jos. Acum o să desenez ochii. 2, evident. Ok, apoi trec la sprâncene și mă apuc de nas. O să desenez și câteva inimioare. Și acum am nevoie de puțină culoare. O să încep cu galben. O să fie o blondă drăguță. Fix ca în oglindă. Și cred că o să-i fac ochii albaștri, ca să meargă cu părul blond. Fundița poate fi roșie. O să arate drăguț. Cred că și buzele pot avea aceeași culoare ca fundița. O să-i fac și niște obraji îmbujorați, tinerești. Să nu uit să colorez și inimioarele. Aha, gata! Hei, bunicuțo! Ți-am terminat portretul. Ok, ascultă-mă puțin. Du-i portretul ăsta bunicuței și arată-i. Așa crede că arată. Dă-i în schimbul oglinzii. Ai înțeles? Du-i acolo. Hai, dă-i drumul. Bună ziua, bunicuțo! Uite încă un portret! Vai de mine! Mulțumesc foarte mult! Ți-l dau în schimbul oglinzii! Vrei oglinda mea? Oh, nu știu ce să zic! Oh, nu cred că funcționează! Am nevoie de oglinda aia! Ah, ok, bine! O să fac schimbul! Hei! Am luat oglinda! Cum mi-ați cerut? Da! Mulțumesc foarte mult! Ah, ce naiba! Așa arăt eu de fapt? Chiar așa am nasul ca o purcică? Ah. Nu vreau să mănânc dintr-o troacă, dar îmi place noroiul. Ah, ce câmp drăguț! Ce de miei! Hai să alergăm împreună! Uite, trifoi! Vai de mine! Ești cel mai drăguț miel din lume! Vai de mine, începe să plouă! Stai, plouă cu monede! Ce inspirată mă simt! Au, ce n-ai... M-a pocnit fix în față. Acum trebuie să încerc să mă bag din nou la somn. O să mă îmbogățesc cu ploaia asta. Trebuie să le prind pe toate. Să prind toți banii. Ce naiba face acolo? Treziți-vă, opriți-vă, mă loviți și mă îmbrânciți. Vai de mine, visam, ce ciudat. Stai, îmi aduc aminte că m-a inspirat câmpul ăla. Trebuie să creez ceva. Am nevoie doar de o monedă, ca cele din ploaia din vis. Am un marker, acum pot începe să creez ceva artistic. Am așezat moneda pe foaie, așa că o să desenez în jurul ei. O să mai fac 3 în mijloc și apoi o să trasez o linie între capete. Asta va fi fața oiței mele. Ce guriță și ce năsuc simpatică are. Acum o să-i fac niște obrăjori îmbujurați simpatici foc. Ce drăguț arată! Sunt încântată de desenul ăsta. Hai, vino înapoi, vreau să scot desenul ăsta la licitație. Cine vrea să cumpere această turmă minunată de oi? Oh, da, clar am nevoie de opera asta de artă în biroul meu. Ofer 100.000 de dolari. Vai de mine, ce de bani! Oh, da! Vândut! Desenul merge la domnul cu vestă și pălărie. Ah, niciunul dintre desenele astea nu arată bine. Sunt niște mizerii. Nu înțeleg deloc. Locul ăsta e plin de inspirație. Da, nici eu nu înțeleg. Ai dreptate. Ah, stai! Am o idee. Pictează-mă pe mine. Nu, mulțumesc. Nu vreau să fac asta. Am înțeles. Fă ce vrei atunci. Se crede prea talentată pentru a-mi face portretul. Wow, uite, a apărut cineva. Bună, da, mi-am folosit puterile magice pentru a veni aici. Îmi pare bine de cunoștință. Stai, am ceva pentru tine. Abracadabra. Gata, vedeți? Un cufăr plin de comori. Sunteți gata să vedeți ce conține? Voila, conține un robot și o păpușă. Ce drăguț. Așa. Bună ziua, domnule robot! Bună ziua, păpușico! Ah, m-a inspirat mult dialogul lor. Cât dramatism, câtă iubire. Vai de mine. Vai de mine, se vor săruta! M-a lovit inspirația! O să desenez o inimioară pe primele 2 degete. O să o colorez complet, ca să arate bine. Să nu uit să umplu și cealaltă parte. Așa, o să fac niște puncte negre aici sus și zâmbete și brațe. Ah, ce drăguți! Se iubesc! Se strâng în brațe și sunt foarte fericiți împreună. Uitați! Ha? Oh, chiar că sunt simpatici foc! Foarte drăguți! Mersi, m-a inspirat iubirea care plutește în aer. Ok, acum mi-am găsit și eu inspirația pentru a crea ceva. O să desenez o inimioară folosind și un creion și un marker cu vârful subțire. Apoi o să adaug câteva liniuțe sus și jos. Pasul următor voi hașura folosind creionul. Voi face o hașură mai închisă la mijloc și mai deschisă în partea de sus. Acum voi trasa câteva linii drepte prin spatele inimioarei cu rigla asta. Voi folosi liniile și rigla pe post de ghidaj pentru a tăia hârtia cu cutterul ăsta. O să tai de-a lungul liniei de sus. Acum o să tai și partea de sus în jurul inimioarei. Am terminat prima jumătate, voi continua în partea cealaltă. Ok, acum pot îndepărta hârtia din partea de sus. O să mai hașurez puțin aici jos pentru a crea o umbră. Nu trebuie să insist mult, o să omogenizez totul folosind acest blender, ca să arate bine. Așa, acum arată perfect. Uite, acum mi-am terminat și eu desenul. E o inimioară drăguță, ce părere ai? Nu-mi vine să cred, pare a fi 3D. Ar trebui să-i arăți tipului magic. Stai puțin, unde e? A dispărut! Da! A apărut din senin și acum a dispărut complet. Da, asta e. Bun, să vedem. Merg la etajul 3. Așa. Frate, liftul ăsta nu se grăbește deloc. Iu, băiatul ăla e foarte murdar și sărac. Oh, stai! Ține liftul! Haide! Ups, scuze! Oh, nu! Nu-mi place să văd o astfel de atitudine. Ah, mersi mult! M-ai salvat! Nu, m-a călcat! Of. De ce trebuie să fii atât de nepoliticoasă? Ei bine, tu de ce trebuie să fii atât de sărac? Bun, se pare că trebuie să rezolv problema asta. Opa, ce naiba? Nu eram în lift? Bun venit la provocarea mea artistică! Oh, domnule Tărcălici, ești splendid! Ah, ce frumoasă e când mângâie motanul ăla! Sunteți aici! Scuze, nu v-am văzut! Acum putem să începem! Apropo de pisicuțe, asta e prima voastră provocare de desen! Oh, sigur mă descurc! Stai puțin! De ce cablul ăsta atât de scurt? Haide, fir idiot! Îmi încurci arta! N-am motive să mai zăbovesc. E timpul să trec la treabă. E timpul să încep să desenez cu aluatul meu de clătite. Cine s-ar fi gândit că aluatul poate fi un instrument de artă atât de bun? Acum o să trec la culoarea neagră. Exact! Aluatul poate să aibă culori diferite. Următoarea culoare? Verde! Nu poate fi Hello Kitty fără să aibă și roz. Și un pic de galben în mijloc pentru centrul florii. Oh, ce drăguță e! Acum trebuie să se gătească. Unde mi-am pus spatula? Ah, da! E timpul să-mi întorc clătita personaj. Așa! Acum se poate găti pe ambele părți. Și cred că e gata! Ce zici? Vai de mine, e minunată! Ah, până aici! Da, doamnă! Cum vă pot fi de folos azi? Jeeves! Uite ce scurt e firul ăsta! Rezolvă imediat problema! Normal! Să vedem! Se pare că pot să-i urmăresc traiectoria? Ah, slavă Domnului că a venit cineva să mă descălcească! Glumești? Cât de lung e firul ăsta, totuși? De ce e atât de mult lui Jeeves? În sfârșit, pot să-mi încep creația! Cine are nevoie de un aluat stupid de clătite când poți folosi un creion 3D? Ok, așa, contorul ei e gata. Trebuie să fac floricelele și e timpul să schimb culorile ca să pot umple spațiul. O să o iau înainte și înapoi cu albul ăsta ca să-i fac blănița. Ok, acum e roz. Ce frumos e! Următoarea floare e roșie. Cred că e favorita mea. Să nu uit nici de nasul galben. Și apoi o să-l conturez cu negru. Tada! Mi-am terminat și eu imaginea cu Hello Kitty. Ce zici? Wow! Ah, nu e rea. Dar a mea clar e mai reușită. Nu se poate, alege-o pe-a mea! Ok, gata. Câștigătorul e Liam! Da! Oftică-te, Betty! Ne-am plictisit, nu? Atunci e timpul pentru următoarea provocare! Personajele din Poppy Playtime? Oh, mă descurc! Pentru că încă am bunul meu aluat de clătite. Bun, revin la arta mea din aluat. Conturul galben e gata, așa că stai să folosesc roșul ăsta acum. Chiar și când ai doar o formă, tot trebuie să o conturezi, pentru că așa poți să o umpli, fix cum fac eu acum. Altfel, aluatul s-ar împrăștia peste tot. Și nu vrem asta, pentru că n-ar mai ieși o imagine, ci doar un dezastru mare și colorat din aluat. Acum e timpul pentru ochi. O să încep cu niște mici puncte negre. Și apoi îmi trebuie punctele verzi de deasupra și de dedesubt. Arată grozav! Acum trebuie să se gătească nițel. Seamănă cu o clătită adevărată. Ok, ajunge, așa că e timpul să o întoarcem. O întoarcere mică și e gata. Așa, e gătită și e gata clătita. Oh, wow, îmi place cum a ieșit. Și Betty, oh! Nu vreau să-i dau bacșiș calnerului. Ce? Hei, trezește-te! Ce? Sunt trează? Hei, când a avut timp să termine chestia aia? Pleacă, Jeeves! Uși, trebuie să fiu mai bună ca Liam! Bun, creionule 3D, am revenit! Hai să creăm ceva artistic! Ca de obicei, o să încep cu un contur negru. Ok, am făcut ochii. Stai să-i umplu! Acum putem să adăugăm un strop de culoare și apoi să umplem restul zonelor. Acum o să trec la mov și apoi la roz. Adaug un pic de roșu și apoi un pic de alb deasupra. Și PJ Pagapiller al meu e gata! Ce simpatic e! Și asta e opera mea pentru această provocare! Clar e cea mai bună! Mă rog, nu e mare grozăvie! Banzoban e cel mai tare! Îl aleg pe Liam! Corect, Betty! Se pare că iar sunt câștigătorul! La următoarea provocare aș vrea să desenați un rechin! Un rechin ar trebui să fie ușor de făcut! Un rechin roz sau un rechin albastru? M-am săturat să tot câștige Liam! Jeeves, instrumentele mele de pictură! Nu! Clar nu vreau prostia asta de creion imens! Oh, creionul ăsta 3D e acoperit cu pietre prețioase! Betty nu e deloc atentă de la nestematele alea strălucitoare. Nici nu o să-l vadă pe domnul T-Rex cum o să se furișeze lângă ea. Oh, ador pietrele prețioase! Ce? Atacul dinozaurului! Te-am păcălit, Betty! Bravo, domnule T-Rex! N-a fost deloc amuzant! E groaznic! Stai puțin! De fapt, cred că mi-a venit o idee! Trebuie să fac niște mișcări și rete cu degetele mele! Țac! O să iau albastrul ăsta! Și acum o să mă arăt bun pentru mica lui farsă! Upsi! Hei, Betty! Dă-mi albastrul înapoi! E al tău? Scuze! Poftim! În fine! Îl apăs. Ce naiba s-a întâmplat? Ți-am făcut-o, Liam! să te înveți minte să nu mai faci farse. Și acum trebuie să încep să desenez. Ce bine că încă am albastrul meu, pentru că e bun pentru rechini. De data asta o să fac conturul pe parcurs. Încerc o metodă ușor diferită. Poate așa o să câștig. Bun, rechinul e aproape gata. Dar îi trebuie un nas, evident. Altfel, cum ar mirosi? Și niște ochi. Vrea să vadă totul? Și cred că am terminat. Și rechinul meu e adorabil. Bun, sunt gata să-ți prezint rechinul meu. Vai, ce rapid! Abia aștept să-l văd. Ce naiba? Betty și-a terminat deja rechinul? Trebuie să mă apuc. Nu cu albastru, totuși. Se pare că o să facem un rechin roz. O mămică rechin. E ok, totuși, mămica rechin are și ea dinți mari. E la fel de mortală și de drăgălașă. Singura diferență e că e roz. Ok, i-am terminat conturul. Am nevoie de niște alb acum. O să umplu spațiul rămas cu această culoare. Am lăsat spațiu și pentru fundița și fața ei. Și e gata! Acum mai trebuie doar să se gătească. Miroase îmbietor! Ok, e gata să fie luată de pe plită. Ta-dam! Adorabila mea mămică rechin e gata! Mă rog, oricum, tu mi-ai copiat total designul. Alege-mă pe mine de data asta! Eu am terminat prima! Oh, Doamne, asta e cea mai grea probă de până acum! Avem un rechin roz și un rechin albastru. Ok, de data asta te aleg pe tine, Betty! Da! În sfârșit am câștigat o probă! Îmi ador micul buchet, e atât de frumos! Ce face? Da, provocarea! Vreau să-mi desenați o floare frumoasă ca asta de aici! Nicio problemă! O floare ar trebui să fie ușor de desenat, cred. Trebuie doar să pregătesc culorile potrivite pentru asta. O să încep cu galben din moment ce ăsta e mijlocul. Un cerc mare și frumos pe care pot să-l umplu apoi. Ceva nu e în regulă? O, nu! Plita mea nu e încinsă! Cum să-mi gătesc desenele fără sursa mea de căldură? Ghinion! Poate că arta din a lua de clătite nu e cea mai tare? Și de-aia eu rămân la arta mea realizată cu creionul 3D. Lia, am avut o idee bună să înceapă din mijloc, totuși. Trebuie să umplu centrul ăsta galben înainte să mă apuc de petale. Cred că o să încep cu movul ăsta frumos pentru petale. Am făcut conturul și acum o să-l colorez. Dar putem face o floare curcubeu. Roșu, alb, verde, roz, albastru. Fiecare petală are o nuanță diferită. Oh, Doamne! Uite ce drăguț a ieșit floarea asta! Dar cred că pot să o fac și mai drăgălașă. Cu o față? Așa! Acum sigur e gata! Și eu ador! Mi-am terminat desenul! Oh, wow! Iar ai fost rapidă! De ce nu merge plita asta idiotă? Of, Liam! Se pare că ai nevoie de un pic de ajutor. Mă ocup eu! O să mă întind nițel și o să-ți bag iar în priză plita, pentru că plitele electrice se încălzesc cu ajutorul electricității. Merge! Mersi mult! Cu plăcere! Dar apucă-te să desenezi! Aproape că a expirat timpul! Da! Bine! Stai să-mi refac centrul și să mă apuc de petale. Grozav! Conturul e făcut, e timpul să-l umplu. Trebuie să lucrez cât de repede pot ca să termin la timp. Ok, o să fac următoarea petală portocalie. Betty a avut o idee bună să fac o floare curcubeu, deci trebuie să fac una la fel dacă vreau să concurez cu ea. Noroc că am multe culori de aluat de clătite. Și acum trebuie să termin zona din centru. O guriță veselă și apoi o să colorez totul cu galben. Să nu-i de ochi! 2 puncte sunt ideale! Și acum aștept să se gătească! Îmi place cum se formează bulele! Bun, e gata! Stai să o ridic și să o întorc! Ok, floarea mea e gata și e pregătită de jurisare! Da, e drăguță, dar nu la fel de drăguță ca a mea! Haide, spune-ne cine a câștigat proba asta! Ambele sunt foarte frumoase, dar Betty e câștigătoarea! Wow, știam eu! Floarea mea e cea mai tare! E timpul pentru o gustare bună! O să fac o clătită, dar nu o să fie o clătită obișnuită. O să arate bine și o să fie gustoasă. Totuși, oricine adoră cartofii prăjiți, nu? Acum o să colorez ambalajul. Aștept să se facă această clătită. O întorc. Miroase incredibil! Uite-te la ea! Clătite! Clătite de vânzare! Luați-le cât sunt calde! Nu prea merge afacerea. Oh, vine un client! Ce avem aici? Clătite delicioase de casă? O să iau una. Cred că o să-ți placă. Miroase ok. S-o gust. Bleah, nu i-aș da așa ceva nici câinelui. Locul ei e la gunoi. Cum îndrăznești, domnule? E rețeta bunicii mele. Bunica ta are nevoie de lecții de gătit. Continuă să plângi, puștule. Super, sunt tot cu puștiul. Nu s-a terminat aici. Da, da, mă rog. Bun venit la provocarea clătitelor. Tema e micuțul ăsta simpatic. Și nu uitați, trebuie să fie sub formă de clătită. Te rog, o să fie super simplu. Ok, hai să terminăm cu asta. Sunt un om ocupat. Privește! Mai întâi fac conturul, apoi fața. E ca și cum aș desena o pisică. Folosesc roșu pentru obraj. Și gură. Apoi fac restul cu galben. N-ar fi trebuit să fie o provocare? Măcar mai trece timpul așa. Nu trebuie să depășesc conturul. Acum aștept să se coacă aluatul de clătite. Cred că ajunge. Ia uite! E o capodoperă! Cred că o să-ți placă. Mi-am terminat treaba. Admirăm creația. Te rog, gata cu aplauzele? Ce pot să zic? Sunt talentat. Bogat, arătos și creativ. Cum de sunt singur? Ah, trebuie să iau ceva. Lipsește un detaliu. Are nevoie de praf de aur. Aurul ăsta-i proaspăt. L-am cules de dimineață. Îi dă un aer special. La ce mă uit? Banii nu pot cumpăra gustul. Îl mănânc cu ouă în fiecare dimineață. Le face super crocante. Voila! E o clătită scumpă. Trebuie să-l înving pe tipul ăsta. Dar cum? Stai puțin. Știu! Acum e momentul meu. Să începem! Mai întâi îmi trebuie aluatul de clătite negru. Desenez un cerc. Apoi desenez un cerc mai mic în interior. Colorez jumătatea de sus cu roșu. Apoi cerul din interior cu alb și jumătatea de jos. Wow, ce repede s-a gătit! Propriul pokeball! L-aș mânca imediat! Dar nu pot. Urmează partea tare. Se întâmplă? Da, exact cum plănuisem. Oh, unde a dispărut? Nu e normal! Ce-ai făcut? A expirat timpul! Dați-mi clătitele! N-am luat micul dejun azi, așa că abia aștept. Încep cu asta. Bună alegerea culorilor. Și testul gustului. Ușoară și pufoasă. Foarte bună. Oh, nu e nicio clătită aici. E o glumă. Presupun că o să mănânc aurul atunci. N-am mai gustat până acum. Să vedem. Bleh, e oribil. Ce a fost în mintea ta? E simplu. Tu ai câștigat. Woohoo! Sunt cel mai tare! Nu e corect! Cum să mă bată el? Recunoaște! N-ai cum să-ți permiți așa ceva? Nici nu vreau! Sunteți pregătiți pentru următoarea rundă? Inspirați-vă! Uitați ce mare e piatra asta! În sfârșit ceva care mă interesează! Wow! E magic! Îl vreau! Poate să stea lângă diamantele mele imense! Vrei să vezi ceva tare? Nu-i așa că e spectaculos? Cred că m-am îndrăgostit! E cea mai frumoasă chestie văzută vreodată! În afară de mine, normal! Ușurel, amice! Nu vrei să o lași mai moale? Mă dor ochii! Trebuie să-mi pun ochelarii de soare! Așa mai merge! Arăt bine! Dacă te-aș putea vedea, sigur ai fi invidios! Un pic de ajutor? Ah, sper că ăsta e aluatul de clătite! Mai întâi desenez un triunghi! Și apoi îl transform într-un diamant! Folosesc diferite culori ca să-l umplu. Zici că sunt diferite reflexii în interior. Ok, acum pot să întorc clătita. Cred că sunt mulțumit. O iau de pe plita încinsă. Cum arată? Sper să fie ok. Am terminat. Șt, strici momentul. Scuze, am treabă. O să mă doară mai tare decât pe tine. O să te țin minte mereu. Mă bucur că fac sport. Mâinile astea pot să strivească orice. Și o să plouă. Uite ce de culori. Sunt tare frumoase, nu-i așa? De ce să ai un diamant când poți avea mai multe? Ăsta e un preparat pe gustul meu. Dar să nu afle dentistul meu. O mică glumă. Un pic de umor de bogătaș. Deci, cine câștigă runda asta? Trebuie să le văd. Aduceți-mi mâncarea. Ador partea asta. Ce bine arată. O să încep cu farfuria asta. Ce diamant delicios! Felicitări bucătarului! E super! Bravo, Jared! Ce avem aici? Sunt diamante adevărate? O să gust unul! Au, dinții mei! Ce-a fost în mintea ta? Mi-am distrus frumusețe de zâmbet! Ce-am făcut ca să merit asta? Jared câștigă runda, fără pic de îndoială. Nu! Asta e blat! Da! Ura! Nu-mi vine să cred! Rezultatul ăsta mă va bântui toată viața! Sunt entuziasmat și pregătit să fac asta! O să pierzi! E super palpitant! Vine! Ta-dam! Ce mai așteptați? Wow! Îi ador pe tipii ăia! Am atât de multe idei! Oh? Care-i problema ta? Trebuie să vezi ceva! Am o mică surpriză! Știu, e super! Salută-l pe micul meu prieten! Hei, uite-l pe fraierul ăla! Ce ai zis? Cuvintele tale dor să știi! Oare ce am? Oh, ce sunt astea? Dezamăgitor! E o lume atât de nedreaptă, dar nu mă dau bătut! Cum e el? Nu pot să spui asta, dar sunt de acord, chiar e! Ok, hai să facem niște clătite! Încep cu un dreptunghi, apoi adaug picioare. Acum desenez fața și niște mâini ciudate. E timpul să colorez totul. Pe margini torn verdele ăsta închis. O să creez niște umbre. Iau treaba asta în serios. Apoi folosesc un verde deschis. Umplu spațiile goale cu el. Cred că e gata. Cred că o să fii plăcut surprins. Wow! Ar trebui să devin artist. E o creație tare reușită. Ar fi păcat să o mănânc. Wow! Arată bine! Hei, tipule din juriu, n-am deloc concurență! Da! Trebuie să dau tot ce am mai bun! Știu că pot! Aleg monstrul albastru! Mai întâi fac conturul. Apoi îl colorez cu albastru. Mi-a plăcut tehnica aia cu umbre. O să folosesc și eu. Trebuie să fiu rapid. Are nevoie de o coroană aurie. Wow! Îmi place la nebunie! Sunt specialist în clătite! E gata! Sunt mulțumit de cum a ieșit. E unul dintre personajele mele preferate. Mi-a plăcut mult provocarea asta. Simt că o să fie bine. Hei, sunt gata! Haide, frate, trebuie să câștig acum. Lucrări excelente! Dați-mi-le! Cu ce clătită să încep? Oh, cu asta? Ce haioasă e! Sper că și gustul e la fel de bun ca aspectul. Sunt în raiul clătitelor. Excelentă, efectiv excelentă. Și ce avem aici? Măcar ai făcut o clătită de data asta. Deocamdată e bună. Îmi place. M-am decis. Tu câștigi. Toată lumea câștigă. Eu? El? Ce rușine! Mie-mi convine. Să spui că toate fetele sunt la fel e o subestimare grosolană. Dar oricine are șansa să devină regină. Mă rog, regina balului. Dăm coroana aia! Sunt gata! Stai puțin! Ce se întâmplă? Oh, nu! Vai! Ia uite ce haine adorabile! Și ce accesorii! Îmi place rochia asta! Clar ne putem obișnui cu așa ceva? Nu e așa că ne stă bine împreună? Ce să ascult? Nu te supăra! Ce faci? Scuze, dar nu găsesc nimic de îmbrăcat! Îmi urăsc toate hainele! Sunt prea mari, unele sunt prea mici! Mă simt atât de urâtă! Aș vrea să o pot ajuta! Dar poate că o să reușesc să încropesc ceva cu ăsta! O să-ți arăt! Vezi acele astea de siguranță? O să fie pe post de găici pentru curea. Bagă șiretul prin ele și leagă-l ca să faci rochia cât de strâmtă sau largă vrei. Vezi? Îți vine grozav! Mulțumesc! Mă bucur că te-am putut ajuta. Pa! Te sun eu! Trebuie să mă pregătesc! Aproape că uitasem! Păi și pantoful meu? Se pare că nu mai plec nicăieri! Doar eu cu mine și cu chipsurile mele. Nu mă deranjează. O altă seară de vineri acasă. Perfectă pentru un ritual de îngrijire. Tu și unghiile tale. Ăla e telefonul meu? Cine e? E o petrecere diseară? Ce bine că tocmai mi-am făcut unghiile, nu-i așa? Ia uite! Nu, nicio petrecere pentru mine. Te rog! Ok, fie! Da! Haide! Cu ce ne îmbrăcăm? Pasul 1. Ok. Sunt pregătită! Ținuta e gata! Chiar te pricep la asta! Și pasul 2? Ha? Eu? Ah, nu! Eu sunt ok așa! Nu! Nu mă lași să te îmbrac? Oh, nu! Nu ochii de cățeluș! Știi că nu pot să rezist când îi văd! Ok, o să mă schimb! Of! Poftim! Ce zici? Da! Suntem gemene! Dar ce o să fac cu ăia? Sunt hidoși! Poftim? Ce? Sunt nașpa? Sunt groaznici! Ai noroc că am pantofii ăștia pentru tine! Sunt pentru picioare de om? Mai bine merg de sculță! Da! Da! Nu, te rog! Da! O, fie! 2 bocanci murdari pentru 2 pantofi cu toc eleganți. Ești mulțumită? Uhu! Acum mergi! Ok, să facem. Oh, nu e de bine! Femeie la pământ! Oh, oh nu! Cred că te-a durut. Sunt ok. Cum mergi cu așa ceva? Bărbia sus? Ok. Umeri în spate. Aha. Inutil. Stai puțin. Ce ai acolo? Să vedem. Oh, ce drăguț! Cum te-a ajuns asta aici? Ha? Nu vreau să știu. Ah! Aoleu! Nici eu nu știu. Ah! Uite! Poftim? Da! Îmi explici și mie? Bagă-ți umerașul pe sub tricou în spate. Asta ar trebui să te ajute să-ți menții postura. Deja funcționează! Acum testează-l! Sau mergi! Bine! O faci! Și chiar bine! Zici că sunt expertă! Grozav! Da! Acum hai să petrecem! E plin aici! Vezi pantofii ăia? Sunt fabuloși! Sunt efectiv șocată! Nu-i corect! Ce invidioase sunt! Să mergem! O să rog să ne pună cântecul nostru preferat! Te super dacă îți cer o melodie? Mersi! Ce faci? Frățică, umerii ăia! Hei! Ce vrei? Ăla e un umeraș? Șterge de aici! Oh! Îți sar mereu un ajutor, dragă! Ascultă riff-ul ăsta! Wow! Hei, Grace, uite! Oh, haide, măi! Grace! Wow! Așa! Pe bune! Termină! Ah, bună! În sfârșit! Ia uite ce a sosit! Stai jos! Uită-te la tatuajul ăsta! Poftim? Vrei un tatuaj nou? Iiii! Ok, mă ocup eu de asta. Ok, să înceapă distracția. Super! Cred că-l vreau aici. Tare! Acum dă-mi mâna. Ăla e un ac, Emily. Dar cum altfel vrei să facem asta? Adio tatuaje pentru mine, se pare. Trebuie să fie o altă cale. Normal! Mă întorc imediat. Aproape am ajuns. Ah, trebuia să-mi fi adus niște apă. Am reușit! Hei! Domnule unicorn! Ok. Am nevoie de ceva mai blând. Bine, ce zici de astea? Da! Mersi, frate! Ne mai vedem! Așa! Ce bine că sunt în formă! Aproape am ajuns! A fost un drum lung! Să o facem! Fără ace! Pare inofensivă treaba! Ah, clar! Cred că sunt pregătită atunci! Metoda șablonului e mult mai puțin dureroasă decât un tatuaj adevărat. Toarnă lipici pe pielea expusă. și folosește o pensulă ca să-l întinzi. Când arată așa, e timpul să vină sclipiciul. Wow! Ai grijă să acoperi tot lipiciul, apoi scoate șablonul. Mișto, nu-i așa? Wow, chestia asta chiar sclipește! Îmi place la nebunie! Mă bucur! E rândul tău! Da? Nu? Haide! O să folosim culoarea ta preferată! Așa, da! Nu-i așa că-ți grozave tatuajele astea și n-a fost nevoie de ace? Fără durere, prietene! Clipul ăsta! Nu te supăra! Intră! Doamne! Unde rămăsesem? Oh, da! Uite-te la chestia asta! Isterie totală! Îți vine să crezi cum e tipul ăsta? Da, sper să nu fie coadă! Doamnelor! Pare că respectă ținuta obligatorie. Ok. Ne vedem acolo. Stai pe loc. Ce avem noi aici? Dulciuri? Nu știi să citești, doamnă? Poftim? Mișcă-te! Ce penibil! Oh! Bine! Se crede șmecher, ha? Nu poate o fată să savureze o gustare? De fapt, am o idee genială! Vezi crăpătura asta? Are dimensiunea potrivită ca să ascundă chestia asta. Un suport ascuns pentru gustări. Genial! Privește magia! Ah, domnule paznic! Iar tu? Simți miros de dulciuri? Nu văd nimic! Slavă Domnului! Intră! Pupici! Mă rog! Da, s-a întors cățărătorul! Wow! Aia e Emily? Oh! Vin și am gustări! Ia uite! E rezerva mea secretă! Ta-da! Vezi? Da! Și am două! Super! Mereu am poftă de ciocolată! E delicioasă! Ce provocare creativă! Sperăm că te-a inspirat să-ți creezi propria capodoperă! Dar cine crezi că a făcut cele mai bune lucrări? Annie sau Betty? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi!